Sunteți domnișoara discreție și distracție. Da, te aștept la birou. Vrei să vii? Am o surpriză pentru cine? Chiloți din bomboane, eu uite, poftim. Sunt comestibili. Mi-ai pus chiloții tăi în haina mea sau ce ai făcut? De băi, stai mă, nu râde! I-a găsit nevastă, dar nu cred. Dacă vrei să nu văd nimic, am și o nevoie de... mă înțelegi? De așa, de un impuls ca să nu văd nimic. Ia uite, astea sunt fie din partea ta și uite, mai ai încă două din partea mea. Da, gata luna asta. Câți bani ai investit în alți oameni ca să acoperi ceea ce am avut noi? Acum tu oricum o să pierzi. Problema e la tine cât vrei să pierzi. Nu ți-e rușine să mă înșel pe sormă? Eu te întreb, tu mă șantajezi? Mi-am găsit un sponsor, sormă. Păi să bucur, ce Dumnezeu. Mă, uite-te la ea, și-a găsit un sponsor. Da. Vreau mașina asta. Ce vrei, mă? Mașina asta. Mi-ai luat mașină. Băi, pe nu știu ce cred. Pune-mi și tu un pic de frână. Nu? Îți urce, mă, mamă. Tu nu te gândești că e sora mea? Trădezi sângele tău? Eu acum sunt strâns cu ușa la propriu din toate părțile, da? Și nu mai știu pe unde să scot cămașa. Asta înseamnă că mint. În mod indirect mint. Trebuia să te răzbuni? Asta ai vrut? Unchiul a vrut distracție. Fata a vrut bani. Nu mai lucrează la sumă și nu-i colo. Credeai sau nu e sau nu e, dar e? Îți spun că pentru tine. La vârsta maturității, decența și asumarea ar trebui să fie trăsături de bază ale evoluției tale ca individ. Felul în care decizi să te comporți într-o situație și să o gestionezi spune multe despre tine ca om. Dacă ești și căsătorit, toate cele menționate mai sus atrag după sine respectul în fața partenerului de viață, dar mai ales a neamurilor, care vin la pachet fără să ți le alegi. Rareșii cu Mirela Avram s-au căsătorit acum 15 ani. Sunt o familie realizată cu un business profitabil în domeniul imobiliarelor. Deși sunt trecuți de 40 de ani, cei doi nu au copii. În pofida încercărilor și a tratamentelor urmate, Mirela nu a reușit să-i dăruiască soțului ei un copil, motiv pentru care Rareș s-a resemnat și își concentrează atenția asupra afacerilor, ceea ce presupune și mult timp petrecut în firmă. Ce fac angajații mei noaptea în firmă? Mă îmbolnăvesc. Te aștept la birou. Vrei să vii? Am o surpriză pentru tine. Cum să faci, mă, așa ceva în firmă? Sunt căsătorit de 15 ani. Dar recunosc. Mi-am pierdut mințile pentru altă femeie. Zi, haide că te aștept. Ce face Cristina? O fi pentru mine? Sau e... pentru vreun angajat. Te gândești că o vei frunul pitit pe acolo, pe unde nu-l vede camera și să uită la ea. Nu mai este nimeni în birou, să știi. Am fi doar noi doi și atât. Cristina e cu 10 ani mai tânără, mă face să nebunesc, mă ține pe jar, are tot felul de șiretlicuri și asta îmi place, mă face să simt că trăiesc. Rareș! Da, iubita. Rareș, ce faci? Ce faci, mai iubitu? La ora asta? Tot pe laptop. Poftim, ce să-i zic eu acum lui nevastă mea că fac? Că analizez angajatele din firmă? Că fac algoritm de a... succes? Ce? Da, mă, uite ce, sunt niște probleme la servici și mă tot încercam să-i dau de cap. Ce, ce probleme sunt? Nu știu, tot am, poate am eu senzația, dar pe acte tot văd pe factură și pe asta că intră sume destul de consistente, iar fizic nu există bani. Știu că firma este importantă, dar uneori mă deranjează că mă pune pe mine pe locul 2. Dar ce, bănuiești pe cineva sau la ce, băi, te gândești? Nu pot să acuz pe nimeni acum, dar cineva mă fură. Sunt sigur că cineva mă fură. Cumva. Cineva. Trebuie să te gândești tu cine este cineva. Să știu. Dacă știam, nu mai stăteam îngândurat, rezolvam problema, întrebam, făceam cumva să nu mai fie dispărut banii, dar nu pot nici să mă apuc să fac așa acuzații sau să întreb în stânga și în dreapta, pentru că pe urmă e de prost. Să nu spui că te gândești la Dănuț. Eu n-am zis că ar fi el, dar exclus poate că nu e. Ea crede ceva,
eu cred altceva și uite așa trăim liniștiți și fericiți că doar adevărul nu pot să îl spun. Nu știu, dar ce te face să bănuiești treaba asta? Că pe Dănuț îl cunoaștem cel mai bine, adică până să vină, ar trebui să te gândești la altcineva. Până să vină el în firmă, nu s-a întâmplat niciodată să lipsească. Balanța e așa cum trebuie, n-aveam niciodată nici minus, nici probleme de genul ăsta că nu sunt banii chis, nici că nu sunt banii care ies la calcule. Nu, eu cred că ar trebui să scoți pe el din schemă. Pentru că Dănuț, vorba ce a crescut aici în casa noastră, rare, și adică a luat și de la tine și de la mine tot ce a fost mai bun. Da, eu nu spun că nu, dar știi cum e. Până la proba contrarie, când ajungi în justiție și te acuză judecătorul, toată lumea e nevinovată și totuși cineva întotdeauna e în boxa acuzatului. Da, da, nu înțeleg de ce trebuie să te gândești exact la el. Nu adică m-am gândit, e... vezi, acum intră... Nu mai e un alt angajat, un altcineva, adică toți banii ăștia intră așa pe mâna lui? Banii nu ies la numărătoare așa cum o relevă contractele. Ți-am mai spus că n-am făcut nicio acuzație și că nu știu nimic. Nici măcar bănuială nu am. Am spus doar că nu e exclus. Tu m-ai întrebat, te gândești la Dănuț? Dar... Da, acum... Oricine, cine știe ce necazuri ai? Acum, fiecare poate să intre într-o cine știe ce și acum, bagă mâna gândindu-se că nu se vede, nu se-și dă seama. Na, acum se mă pune pe gânduri, sincer, bănuiala ta. Pentru că de când a plecat taicăsu și sora mea l-a cam scăpat din mână. Adică m-aș putea gândi, dar totuși, da, avem probleme. Dar până la urmă cu viața noastră de cuplu cum rămâne? Du-te sus și culcă-te că eu mai stau, vreau să mă uit pe camere, să verific mai multe detalii. Dar relaxează-te și tu un pic, da, nu vrei să mergi. Nu acum, lasă-mă că stăm gândurat. Vrei să mergem împreună. Nu, du-te tu că vin eu, mai stau un pic să mă uit să văd ce se întâmplă și vin mai târziu. Du-te tu liniștit. Serios, nu m-am gândit niciodată că o să înșel pe nevastă mea. N-am plănuit, pur și simplu așa a fost să fie. Deci Rareș trăiește o viață amoroasă la firmă cu secretara lui, Cristina. Statutul de amanta unui bărbat însurat nu o deranjează deloc pe focoasa brunetă, care dorește doar să-și atingă scopul, un magazin al ei. Dacă noaptea vă permite să vă dezlănțuiți chiar și la firmă, ziua pereții pot avea ochi și urechi când te aștepți mai puțin. Ce faci, baby? Baby, la muncă tu? Uite, amețit. De ce? N-am dormit, sunt varză. De ce ești varză? Ce ești răbășit așa? Ce mi-ai făcut? Ia vină tu încă. Ce ți-am făcut? Ce ai făcut tu iubițelului tău? Ce am făcut? Ce făceai tu aseară, mămică, prin firmulică dezbrăcățică? Ce păi ce, nu ți-a plăcut ce făceam? Nu vezi ce cearcă ne-am, n-am dormit toată noaptea. De ce mă Dar ce faci aici? Ai vrut să mă înnebunești? În felul ăsta mă vezi tu la job. Păi dar cum altfel, dar nu ți-a plăcut? Ce? Că zici că te-am înnebunit, dar trebuia să vii aici și n-ai venit. Băi, Vulpiță, eu cred că mi-ai făcut special să mă înnebunești. Rareș este șeful meu. Și da, știu că este însurat, dar pe mine nu mă interesează acest aspect. Hai, că poate încerc diseară. Diseară? Păi da, seară ce ai făcut? De ce nu ai venit? Mă, iubito, cum era să ieși din casă? Se aici atmosfera. Casă. Ce să spun? Ce să păi fac? Nu știu, găseai tu ceva. Improvizai. Auzi? Te-am așteptat, auzi, am stat aici, mă luat somn aici. Ești pe canapea sigur că mă așteptai asta? Pe mine? Păi da, bineînțeles, dar pe cine altcineva? Ia vezi că la un moment dat cineva a umblat, nu știu, ai umblat tu, ai chemat pe cineva, s-au stins toate camerele în întuneric. Ei, au fi fost vreo eroare ceva. Faci vreo prostie, nu, cum și aici? Nu, doar vezi pentru că te tine. Uiți ca o vulpe. Doar pentru tine. Băi, care e interesul tău să mă zăpăcești? Interesul tău este să mă iubești, să mă faci mă fiu. Păi, te iubesc, baby, dar dacă n-ai venit aseară... Hai să facem bun. Să ne vedem în seara asta. Păi, hai. Îl provoc așa cum pot și știu eu mai bine. Să-mi deschidă un magazin. Eu știu ce vrea ea, dar ce vrea ea nu se poate. Ai făcut dosarele, Cri? Da. Mă scuzați. Ok. Uite, trebuie să fim un pic mai discret, că la birou, uite ce se poate întâmpla. Eu n-am vrut să-l angajez pe nepotul meu aici. Păi cum, îmi fac singur rău, îmi tai cranga de sub picioare? Știam că la un moment dat se întâmplă cumva să vadă, să surprindă ceva. Și atunci ce fac? Acum am probleme din cauza lui, l-am angajat că
A fost nevastă mea, de gura ei am. Zvonurile circulă rapid și toată lumea din firmă știe de relația lui Rareș cu Cristina, dar cum tăcerea și discreția în fața patronului pot aduce avantaje și bonusuri financiare, așa se decide să procedeze și Daniel, nepotul lui Rareș. Având nevoie de bani, înțelege rapid cum să-și joace cartea în avantajul său. Ce faci, bă? Mai treabă în birou? Ce faci? Nu mă, n-am treabă. Da. Unchiul meu e împreună cu Cristina, e prima oară când îi văd. Știam, dar să-i văd cu ochii mei, mie așa... Ce te miră, mă? Nu te așteptai să-i vezi până la urmă? Adică... Păi știam, dar... Nimica nou pentru mine. Sunt așa să-i văd pentru prima oară pe Cristina, să o văd pe Cristina în brațele lui unchiul meu. În felul ăsta și unchiul meu cu ea în brațe și așa mai departe. Deci știam că n-ai cum să nu știi dacă stai în firma asta. Eu i-am văzut o grămadă de ori, adică pentru mine nu e nimica nou. Trebuia să-i vezi și tu odată. De cât timp sunt ăștia doi împreună? Da, nu e treaba noastră, mă, de cât timp sunt ăștia împreună. Noi trebuie să mergem pe burtă. Da, da. N-ai idee așa de cât interes. Timp sunt împreună, că să duc zvonurile de luni de zile când sunt eu aici? Eu lucrez de un an de zile, eu să zic că i-am văzut încă de la început împreună, dar... De un an de zile? Mi-am văzut interesul și mi-am ținut gura pentru că, pe altă parte, mi-am mai azvârlit și mie câteva sute, înțelegi? Că așa e frumos. Eu îmi văd de treaba. Adică ce ai făcut? Păi adică, uite, s-a întâmplat de mai multe ori să trebuiască să-i duc dintr-o parte în alta, m-am dus să-l iau pe el de acasă, în fața soției lui. M-am făcut și eu că îl duc, are o întâlnire de afaceri, dar de fapt el avea o întâlnire. Ca să scoți banul. Cristina. Păi da, care e interesul meu, nu? Asta trebuie să faci și tu, să-ți vezi interesul și ce-o comic, dacă vrei banul. Cristina vrea să se căpătuiască. E și normal. Că până la urmă, la vârsta ei și la cum arată, doar nu o să se combine cu vreun fraier. Și ia zi, ce faci până la urmă, că vine ziua ta, că nu mi-ai spus. Ce să fac de ziua mea? Am bani de petreceri, de chefuri și așa mai departe, de unde vrei bani, Adi? Păi vezi, mă, du-te, mă, că tu nu știi cui să-i cer, mă, și cum să pui problemă. Ia fă-i o vizită lui iubitul tău închișor. Așa și ce să-i zici, că mi-e drag să-l văd. De vorbă. O să-i dea lui, el mai departe este ușor de manipulat, o să-mi dea și mie și toată lumea e fericită. Toată lumea își vede interesul. Fii și tu un pic mai șmecheraș. Oricum, vezi că ai dezavantaje. Dacă, în cazul în care află de la tine că vrei să-i spui soției lui sau ceva, să nu fii dat afară. Că vezi că aici de bine de rău cam frâși manganul toată ziua. Nu faci nimic și câștigi niște bani. Vrei să câștigi și mai mulți bani? Du-te și pune-i problema asta. Bă, unchiule, v-am prins, v-am văzut. Dar știi cum e. Cred că așa o să... Trebuie să-l învăț un pic să fie pe șmecherie. Pentru că dacă el are de câștigat, am și eu de câștigat. Să fim un pic mai discreți. Vreau să ne vedem mai mult. Dar nu aici, la apartament. Hai, de pe cum ai zis că ne vedem de seara aici? Nu vrei să-ți mai fac așa la un spectacol? Mă duc să-i închid ăstuia gura acum. Mai vin mai târziu la cum a fi. În timp ce la firmă Rareș își trăiește picanteriile cu Cristina, mai mult sau mai puțin discret, Mirela este preocupată de neregulile din firmă. O cheamă la o discuție pe sora ei, Lia, și se decide să lămurească lucrurile în legătură cu Daniel, care, așa cum am aflat deja, este bănuit de furt. Da, deci cum să spun direct. Fitu cred că fură de la firmă. Dar ce vorbești, mă, Mire, nu vreau să aud așa ceva. Cum? Da, eu normal că eram convinsă că o să ai reacția asta, dar acum, să spun sincer, mă, nici eu nu pot să mă gândesc la treaba asta. Dar Rareș a descoperit că sunt pe acolo niște lipsuri, că nu ies banii. Dă-te, mă, Mire, deci că eu știu ce am crescut, n-am crescut copilul în spiritul hoției, ce Dumnezeule? Da, mă, dar eu nu știu că doar a crescut la noi în casă. E ca și copilul tău, adică păi, tu nu-l cunoști pe Dănuț. Ca și copilul meu, da. Trebuie să ne gândim și la asta. Dacă cumva o fi luat-o puțin pe arătură. Nu vreau să aud așa ceva. Nu există așa ceva. Gândiți-vă la oricine. Nu-l bănuiți pe el, te rog eu. Nu-l bănuiți pe el. Gândiți-vă la oricine, altcineva, dar nu la Dănuț. Doamne, dar zici că te-am bătut. Da, ai și tu răbdare și... A pleacă urechea un pic și la vorba mea, că nu... A pleacă, e vorba de copilul meu și... N-o fi întâmplătoare bănuiala lui Rareș, nu? Când mi-a zis sora mea să vin la ea, m-am gândit clar că e vorba de fiul meu și că a făcut ceva rău. Ai putea admite că poate să fie și așa? Sub nicio formă. Nici nu mă gândesc. Mă, dar...
Ți-am zis, ia în calcul și varianta asta, că și copilul ăsta văd că trăiește așa, pe cai mari. Nu știu. Hai, nu adică... trăiește pe cai mari. Apropo, știi, e ziua lui peste câteva zile și tocmai da, voiam să te rog să-mi dai și mie, să mă ajut să-mi dai și mie niște bănuți, că vrea și el să-și ia niște încălțări. Păi, iar, sora mea, așa a fost întotdeauna. Dă-mi, dă-mi, dă-mi și iar dă-mi. Lasă, asta e ultima problemă. Stai da, liniștită. Mă, uite, nu ți-aș fi cerut, dar știi prea bine că eu am un salariu de 3500 de lei. Să plătesc 1500 chirie, să plătesc facturi la utilități. Știi și tu cât s-au scumpit utilitățile, gaze, lumină, dar mă, toate astea mă omoară, nu mai pot. Mălia, mai bine ca mine nu înțelege nimeni. Și nu sunt vreo leneșe, vreo... Da, uite, acum el ce face cu banii pe care îi ia de acolo de la Rareș? Că iau o grămadă de bani, 3000 de lei. Ei, nu ce o grămadă el? De bani. Dacă tu plătești serios. Și chirie, plătești și întreținere, plătești și mâncare și facturi, zi-mi banii lui unde se duc? Eu m-am rugat de ea să-l angajeze pe Dănuț la firmă, dar nu m-am așteptat la asemenea răutăți din partea ei. Ei, are și el o prietenă, e și el tânăr, vrea și el, de exemplu, uite, a dat 500 de lei pe o geacă, că știi și tu. 500 de lei? Da, la mol, că nu poate să-și ia, ce vrei să-și ia ca mine din SH? Haine. Pune-i și tu un pic de frână, nu? Că copilul e copil, e tânăr, dar după aia și... prinde ură pe mine. Ce zice? Uite, mama, nu-mi ia și mie o haină bună. Uite, mama, mă fac de râs față de prietenii bine, mei. Bine, fată, uite, lasă, mama. nu mai, lasă, nu că știu ce. Eu mai bine, lasă că mă duc și ți-aduc. Am apreciat-o pe sora mea că își crește singură copilul și se chinuie cu el. Dar asta nu înseamnă că trebuie să o cărăm noi în cârcă și pe ea. Am ajutat-o de fiecare dată, da. Cât? Hai, nu fi supărată. Dacă mi-dai, dă-mi cu toată inima. Doamne, dar cum poți să scoți numai prostii din astea? Hai, sunt supărat. Prostii. Ia. Două. Ia, uite, astea să-mi fie din partea ta și uite, mai ai încă două din partea mea. Da, gata luna asta. Mulțumim, mi vrei și pe ăștia înapoi, nu? Mă așteptam și eu acolo să-mi dea mai mult, că doar are de unde. Lasă-mă, mă, Lia, mă, de ce te victimizezi așa? Că nu... Ți-am cerut eu banii înapoi. Nu mă victimizez. Dacă ai putut să-mi dai mie. Da, dacă nu, eu nu. Aveam situația ta, îți dădeam, te înveleam în bani pe bune, așa nu se... că brave sau nu știu ce. Așa se vede din afară, Lia. Aia. Când ai bani mulți, ai taxe multe, impozite, angajați mulți. Mulțumesc, o să-ți dau. E ușor așa să socotești. Face socoteala. Câte case avem, câte mașini avem, câte vacanțe am făcut prin străinătate. Dar nu se gândește nimeni câtă muncă, cât stres și câte nopți nedormite avem noi ca să avem ceea ce avem. Hai, te pup. Ai grijă de tine. Și, tu. Și de el. Da. Ți-am zis, fii un pic cu ochii, mai atentă la el. Bine, pa, pa, pa. Pupici. Relația celor două surori este una civilizată, dar banii sunt subiectul sensibil care creează mici animozități între ele. Cu atât mai mult cu cât Lia nu are o situație financiară bună și își crește singură băiatul, dar nu e cazul să-l deplângem pe Daniel, că doar are un unchi bogat, nu? Închide ușa. Vrei să n-audă nimeni? Da, unchiule. Păi ce e aici? Vorbitor comun? Da, e birou cu ușă, ca să stai închisă. Hai, zi, că nu m-ai chemat tu degeaba. În legătură cu... Vrei să fac acte, ceva? Ce-ai văzut mai devreme? Ce? Ce-am văzut mai devreme? N-am văzut nimic. Îmi place. Deja atitudine de băiat deștept. Și asta e super ok. Dacă îi spun, află maică mea, după află mătușii mea. Și, bineînțeles, că o să fiu dat și eu afară. Dacă tac... Poate mi este ceva. N-am văzut nimic, unchiule. Dar vezi, dacă vrei să nu văd nimic, am și o nevoie de, mă înțelegi? De așa, de un impuls ca să nu văd nimic. Ce ai făcut, mă, te-ai stricat? Eu știu ce vrea nepotul meu, dar sincer mă așteptam să fie un pic mai deștept de atât. Nu mă stricam. Am nevoie, unchiul, știu că tu ești un unchi bun, m-a ajuns tot timpul. Ești aproape de mine, nu? Doar suntem familie, nu? Și ca să nu văd eu așa nimic, trebuie să văd ceva ca să nu văd nimic, mă înțelegi? Hai, mă, nu mai îmi povesti moartea căprioarei. Ideea e alta. Ia zic, care ești e ideea? Ești băiat deștept la început de drum în carieră, te-am luat aici ca să te sprijin, să te ajut, uh-huh. Să te formezi, am văzut în tine potențial. Mă interesează să știu că ești băiat deștept și discret, ca să am grijă de tine în continuare. Măi, unchiule, ești un om de afaceri, ai bani, ai putere, ești un om deștept, ești inteligent. Și știi când să pierzi. Acum tu oricum o să pierzi. Problema e la tine cât vrei să pierzi. Dacă eu spun ceea ce am văzut mai devreme,
să zicem, ce pierd eu? Pierd locul de muncă, nu mai mă angajez la tine, nu sunt la tine, îmi găsesc în altă parte. Dar știi ce pierzi tu? Tot. Îți arde acum de divorț, de împărțel, de partaje, de filme împărțel, de la sută, de nu știu ce, îți arde din astea? Nu cred că ți arde. Și dacă îi spun mătușii ce am văzut eu, cred că tu pierzi mai mult ca mine. Și faci, mamă, te șantajezi? Tu oricum pierzi acum. Alege cât vrei să pierzi. Eu te întreb, tu mă șantajezi? Are dreptate, Adi. Să învăț să-mi țin gura și să-ți tor de bani. E cel mai bine. Nu. Nu te pui prost cu mine, trebuie să te pui bine cu mine, că ai numai de câștigat. Și tu trebuie să te pui bine cu mine, că dacă nu te pui bine, ai numai de pierdut. Nu știu cum să spun. Unchiule. Deci ia zic cum facem. Dacă tu mă provoci așa, nu-mi place. Eu oricum o scot bazma curată, pentru că eu sunt un băiat deștept și n-ajungeam unde sunt dacă nu eram un băiat deștept. Tu trebuie să iei lecții și să te uiți. Meseria se fură, atitudinea șmecherească se fură, succesul se fură uitându-te la ăștia mari. Până la urmă eu asta vreau. Să nu muncesc, să n-am șef, nu dau raportul nimănui și să-mi intre bani. Ți-am spus că o să am grijă de tine, lasă-mă cu textele astea, cu ce pierzi, ce nu știu ce. Mai bine te gândești la ce ai tu de câștigat. Ia uite. Nu, stai un pic, unchiule. Nici nu m-am mișcat. Hai să spun mai departe. Dacă nu ne înțelegem noi bine așa și dacă acolo nu e o sumă bună... Deci dacă care să nu mă încetezi feric, cu șantajul și cu prostiile astea, ne supărăm. Ia aici și du-te, ieși afară. Dacă ce treabă. E aici nu mă face fericit, așa? Unchiule, eu pot foarte ușor cu telefonul ăsta, fără să mă mișc, cum ai spus tu, fără să mă mișc, în telefonul ăsta pot să mă uit frumos pe camerele firmei, pentru că sunt suficient deștept, că fur meserie de la unchiul meu, care e deștept și știe cum să facă lucrurile. Mă uit pe camerele astea și arăt mătușii mă camerele. Mă cerți că-ți dau stai bani? Stai puțin să vedem dacă ai dat cât trebuie. Dacă nu, camerele astea ajung direct la mătușă. Ieși afară, hai. Ieși afară! L-am adus în firmă, l-am angajat și am avut grijă de el. Da, nu o să mai las lucrurile așa, le rezolv. Atâta? Să putea și mai bine. Hai, nu fi obraznic, ieși afară că am treabă. Pentru moment să spunem că sunt suficienți. Dar n-am terminat cu tine. Când vreau ceva, deschid ușa, cer și ies. Rude, dar brânza e pe bani, nu-i așa? Daniel, învățat de colegul lui din firmă, îl șantajează fără scrupule pe propriul lui unchi în schimbul tăcerii. Cum Daniel nu se mulțumește cu puțin, nici amanta nu se întreține cu vorbe și promisiuni. Așa că, Rareș, dragă, asumă-ți ceea ce faci și scoate banul. Uite, baby, aici e noua colecție. Hai să ne uităm la pantofi și sandăluțe, nu vrei? Păi, ba da, vreau, dar de ce... De ce pantofi? Acum? Iarna? Păi, poate am o surpriză pentru tine. Ce surpriză ai? Uite, zi-mi dacă îți plac ăștia. Mie mi se par foarte eleganți și șarmanți, așa că au pietricele astea sclipitoare. Mm-hmm. Vezi, poate și papuci, că s-ar putea să ne fie cald. Zi, haide, nu mă mai țin așa, vă pierd. Da, am o surpriză. O să fiu invitat câteva zile pentru un contract nou. Și m-am gândit că poate ai vrea să fim împreună. Și hai. Te duc la Dubai. Serios? Da, baby. Hai. Hai, vezi cum îți sunt ăștia? Da, sunt frumoși. Îi luăm și mergem cu ei acolo, nu? Ia să vedem. Păi stai să vedem ce număr sunt. Ca să arate fata bine. Sunt fix numărul meu, 37. Să-i provez pe amândoi? Ia vezi. Și papuci ăștia? Ce zici? Păi și ăștia, că ți-am zis că trebuie să fim comod pe drum, pe avion, să... Ia să vedem, haide. Îmi place când mă răsfață. Ăsta e singurul meu beneficiu, sincer. Uite ce linii mișto se face. Și mie îmi plac foarte mult. O să stăm și mult. O să ne distrăm, ai auzit? Mm-hmm. La Dubai. Da, îți place, nu? Mama, hai să plecăm. Hai să mergem. Mi-am dat seama imediat că mama l-a văzut pe unchi meu. Nu știam cum să scot mai repede din magazinul ăla. Hai să provăm și papucii, să vedem cum foarte vin. Mișto. Deci zi să-mi iau așa pe roz, nu? Mie îmi plac să știi ambii. Acum, ambii? Care vrei tu, care crezi tu că e ok. Ia să vedem papucerul cum este. Atâta timp cât sunt pe locul 2, trebuie să scoată banii și să plătească. Cum e? Ce zici, arăți cam bine. E bine așa? Eu zic că e senzațional. Abia aștept să mergem. Perechea de vis din Dubai. Cumpărăturile prin mall-uri în plină zi și modul în care cei doi amorezi se expun poate provoca niște coincidențe nedorite. Cum va scăpa Rareș basma curată acum că l-a văzut și Lia înșelându-și soția? Nu știm, dar se îngroașă gluma. Chilos din bomboane, uite, poftim.
Sunt comestibil. Tu îți faci joc de sora mea, mă? Nu ți-a făcut un copil și imediat ți-ai găsit pe alta? Trebuie să înțelegi, mă, că pentru mine n-a fost decât o distracție. De băi, stai, mă, nu râde. I-a găsit nevastă, dar nu cred. Am nevoie de bani. Așa. Și tu ai nevoie de protecție. Păi mi-ai și două bilete cadou, ultra, all inclusiv, în Belek, acolo, lângă Antalya. A, ăștia erau ai mei. Mi-a adus unchiul cadou. Cama, se poate întâmpla. Te învăț și eu pe tine ca să ne fie bine și nouă. Da, și gata. Vreau mașina asta. Ce vrei, mă? Mașina asta. Cu nerușinare, Daniel o folosește pe însăși mama lui pentru a-și perpetua ideea șantajului și îi prezintă acesteia varianta prin care împreună pot profita o dată în plus de banii lui Rareș. Eu cunosc mama foarte bine, pe nervi, pe scandal, pe agitație. Bine că am scos-o de acolo, că dacă nu, ieșea bala munc de toate zilele. Dar hai văzut, mă, pe unchi, tu cu cine era, mai nu păi mă trage, mă, înapoi, că văzut, nu pot, mai. Am văzut, dar ce vrei, mamă, să faci bala munc acolo în magazin, ne vedea lumea, mi-e și mie rușine. Păi trebuia să mă tur. Mamă, lasă-l în pace pe unchi, am văzut, lasă-l în pace, e treaba lui, e casa lui, ce te bași tu peste ei, mamă? Măi, Dănuț, mă, tu cu ai văzut, mă, cum era, cu cine era, mă, cu una tinerică, mă, înșeală, pe sora mea, mă, tu îți dai seama ce-i în suflet tu bunei femei, mă? Mamă, te rog eu frumos, calmează-te. Ce mă rogi, mă, că mă duc și mă tur cu el pe jos prin magazin. Lasă, nu merg la nicio mașină, mai de nu-ți înțelege. Cum să merg, mă? Cum poate să-i spun eu acum lui sora mea, mă, ce-am văzut, da, mă? Nu trebuie să-i cum spui, mă. Cum poate aia intră la balamuc, mă? Ma, nu trebuie să-i spui, nu trebuie cum să-i spui. Cum să nu-i spun? E casa lui, e familia lui, mamă, ce să-i faci? E bărbat până la urmă, da? Tata, cum a fost și tata, da? Tot bărbații la un moment dat calcă strâmb, niciun a fost cel mai fidel cu prietenii. Mamă, se întâmplă. Nu contează că ești urâtă, că ești frumoasă, că ești slabă, că ești grasă, că ești bogată, că ești săracă. Mai devreme sau mai târziu, toate suntem înșelate. Nu e ca să te bagi tu peste ei. Cum adică să nu mă bag, mă, e sor, mai sânge din sângele meu, mă, înțelege că trebuie să-i spun, eu nu pot să ascund așa ceva. Asta înseamnă că mint, în mod indirect mint. Dacă eu nu-i spun lui sor mea, tu îți dai seama, dacă o să afle că eu am știut, îți dai seama că ea termină ascund cu mine. Nu pot să tac, n-am cum să tac. Dacă le spui, faci numai rău, gândește în felul următor, mă distrugi și pe mine. Și de tângându-mă bine, ne distrugi pe noi. Ai văzut? Mai aduc un ban în casă, mai fac și o combinație cu unchiul una alta. A fost bine când ți-am adus 3.000 de lei. Și ți-am dat și ție, ți-ai luat ce ai vrut în casă, mi-am luat și eu, am fost cu prietenii la munte. Într-un fel, are dreptate, dar eu nu pot să tac. Măi, mamă, gândește un pic. Tu ești fericită acum că l-ai dat afară pe tata din casă? El ne aducea banul în casă, el era suportul nostru financiar, mamă. Da? Ți-e bine acum, te simți bine că nu mai e tata, nu mai avem niciun ban, de-abia mă chinui eu la firmă, la unchiul să scot una alta. Scot, dar cu greu, mamă, nu știu ce îndur și eu pe acolo și ce combinații mai fac cu unchiul ca să mai scot și eu un ban să ne fie și nouă bine în casă. Așa și ei. Crezi că e bine dacă le spui? Da, mamă, acum pe bune, mamă. Îți dai seama cum sunt eu acum între ciocan și nicovală, nici nu știu că și tu ai dreptate, dar nici să nu-i spun sora mea, nu mă lasă sufletul. No, păi cum ai că mea nu te înțelegi. Oricum ai dau o. Nu pot să o scoți la capăt cu ea. Trebuie să găsesc o soluție. Mama, ascultă-mă. Te învăț și eu pe tine ca să ne fie bine și nouă. Mă asculți. Dacă tot vrei să-i spui cuiva și nu poți să ții în tine, nu spune surorii tale. Spune-i lui unchiul. Bate-i obrazul. Bate-i obrazul și cere-i bani. Să ne fie cer și bani? Bine. Cum să fac, mă, să cer bani? Vrei să ne fie bine, să ieșim și noi din situația în care suntem? Doamne, sora mea e așa înșelată, ce nu știu ce, și eu mama, să cer ascult. Bani ca să ce? Dacă vrei să ne fie ca bine, să tac. Fă cum îți spune, dacă tot vrei să spui cuiva, spune-i lui și să ne meargă și nouă bine. Vrei să ieșim din situația în care suntem? Hai, te rog eu frumos să reparăm un pic, să ne fie și nouă bine. Hai. Ți-am zis, mă mai gândesc că nu mă lasă inima să nu spun. Daniele, urât din partea ta. Din fericire, Lia alege varianta corectă, așa că Mirela va afla adevărul. Eu trebuie să-i spun sora mea adevărul, oricum ar fi. Hai că am pe cineva aici și vorbim. Bine, ceau, pa. Ce faci, mă, cu mnățică? Nu așa bine ca tine. Și cu ce ocazie pe aici? Te ajutăm cu ceva? Pleci în Dubai. Cum? Am auzit că pleci în Dubai. Ia, stai că am o vorbă cu tine, stai să vorbesc. Și nu pleci singur. E clar că cineva m-a turnat. Și cine altcineva decât Dănuț? Nu ți-e rușine, mă, Rareș? Pentru ce, mă, ce-i puțin? Nu ți-e rușine să o înșel pe sora mea? Dar ce-ai venit să mă judeci acum? Ce ți s-a întâmplat? Păi da, e vorba de sora mea, nu că m-am venit să te judec. Dar stai liniștită. Cu cine pleci în Dubai, zi?
Cu cine plec? Cu cine plec la călătoriile de afaceri? Cu tipa cu care te-am văzut, cu bruneții care... Ce țip? Unde m-ai văzut? Ce m-ai văzut? Că te-am văzut! Și zi mersi să-i mulțumești lui nepoată tu, că n-am târât cu voi pe jos acolo. Bă, Lie, ce-i cu tine, mă? Ce-i cu mine? Știu că i-am promis lui fiul meu. Dar s-o știu pe sor mea înșelată, chiar n-am cum să tac. Tu-ți bagi joc de sor mea, mă? Nu ți-a făcut un copil și imediat ți-ai găsit pe alta. Găsiți voi o soluție. Putea să înfiați, dar nu imediat să te duci în brațele alte. Bă, stai, mă, și tu liniștită, că nu e așa cum cine știe ce Dumnezeu ai văzut. Mai o să stau liniștită, Rareș? Păi, o să stau, că știu ce am văzut? Bă, dar nu poți să zici păi, așa. Păi puneai mâna pe picior ăla ea, măi, tu crezi că eu... Păi era să fac, să mor acolo, să fac infarct. Zi mersi și mulțumește-i lui nepoată, tu că m-a tărât, m-a luat cu forța. Păi dacă țipe acum mai tare, crezi că rezolv, dacă te aude, ce faci? Îi faci mai rău, vorbești păi, nu, că de copii să-i spun, care nu-i am venit să-i spun, bă, frate, nu te... Ascultă. Nu, că-i mă spun. Asculți, că mă asculți, mă știi de ieri, de azi, ce ai? Știi că-i fac rău, că n-are ce-i trebuie, că n-ai ce-ți trebuie, și... că e rău. Și... Bă, e bine, am grijă păi, de da, voi. Păi, da, ăsta e cel mai mare rău. Da, și mai rău de atât ce poate să fie. Nu mai ții poacă, acum ne aude și ne au și vecinii și ne-am chef. Da, mă, se poate întâmpla. Trebuie să o dau acum că e aventură, așa, distracție, că nu-i nimic. Că asta, sigur, mă spune lui nevastă. Trebuie să înțelegi, mă, că pentru mine n-a fost decât o distracție, mă. Mă, Rareș, distracție în atâtea țări, distracție în Cipru, distracție în Dubai acum, distracție peste tot, în toate țările lumii și îmi spui mie că a fost o aventură, o distracție. Păi dacă asta a fost o distracție, ce ai? O distracție. De când sunteți împreună? Ce contează, mă, sunt și eu bărbat, am... Bă, ești bărbat, mă, și trăiești viață dublă, mă, triplă poate, cine știe? Nu e, nevastă mea Mirela e sfântă. Da. Da, și dacă... tu știi lucrul ăsta, am grijă de ea, e, nu-i lipsește nimic, atâta... e iubită, e protejată, e adorată, e liniștită, e adorisită. Gata, oprește. Nu e, nu e, e stai, și dacă e înșelată tot degeaba, poți să-i nu dai e, tu luna de pe cer. Nu e înșelată, că mie gândul mie numai la ea, hai nu ca e înșelată. Să vezi. Mă, ți-am zis, a fost doar o distracție. Da. O distracție care ține de nu știu câți ani, nu? Dar chiar ea nu-i conștientă că dacă află nevastă mea, ea pierde tot. Se joacă cu focul, văd. Tu faci acum scandal și te duci și spui asta. Câștigi ceva? Nu. Câștigă ea ceva? Nu. Câștig eu ceva? Nu. Toată lumea are doar de suferit. Mai ții minte când ne întrebai cum a fost în Turcia anul trecut, acolo la Antalya, unde resortul ăla șmecher de tot așa și ți-a plăcut mult de tot? Așa, și dacă mi-a plăcut ce? Toată viața ei a fost invidioasă. Că v-ați mutat la casă nouă, că ați plecat în concediu, că v-ați dus în nu știu ce țară, că v-ați cumpărat aia. Păi vacanța lor a costat 3.000 de euro anul trecut. Pentru că ți-a plăcut atât de mult cum a fost anul trecut în concediu meu cu ea la turci, primești două bilete cadou la 5 stele, ultra all-inclusiv, în Belek, acolo lângă Antalya. Soț nu am. Banii sunt puțini. Fiul meu aduce bani puțini în casă. De unde să pot să mă răsfăț? Ia, pe uite! Bune, ok. Ce faci, măi, sor mea? Hei, povestea că pleacă în ce Turcia. Ce faceți? Auzi? Da, 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 da. Se duce la distracții la turci. Eu sunt un om deștept și gestionez totul repede, orice fel de situație de criză. Cum adică pleci, fată, în Turcia? Cu ce bani? Da, mă, ce-o descoși. Are, poate asta și iau tu de unde spon. Știi? Pe asta a venit fata să spune și acum tu sari. Are exact. Un sponsor, să ce și ala distracție. Nu, cum să pleci în Turcia? Ce spune rare? Mi-am găsit și eu un sponsor. Ce nu merit? Ce ai făcut? Mi-am găsit un sponsor. Pe loc să bucuri, ce Dumnezeu. Ia, uite-te la ea și a găsit un sponsor. Da. Și să ce acolo unde am fost noi porumbei. Acolo te duci? Da. Dar ce sponsor ți-ai găsit? Păi, mai treabă cu tine. Era momentul să... Să știi că mă bucur pentru tine. M-am săturat de atâta singurătate și stresul de pe capul meu. Dar a acționat repede. Păi ce m-am 100 de ani? Ce, eu n-am față și eu de un sponsor, de o vacanță? A găsit un băiat deștept, înseamnă, vezi? Care știe să o aprecieze. Și vrei să mă duc la mamaia, la... Foarte bine, e foarte bine. Bravo ție. Uite așa poate te descurci și tu mai bine. Am venit să-i zic lui sora mea adevărul. Dar m-am lăsat dusă de val. Pe începe bine dacă se ce la resort de 5 stele. Hai, hai să mergem. Ultra wall inclusiv. Mi-e frică, dar de ce s-a stat aici afară? Păi acum a venit, mă bucuram și eu de ce mi-a zis. În pofida așteptărilor noastre, Lia a cedat foarte ușor în fața excursiei propuse de Rareș și Mirela, sora ei, dintr-o dată nu mai este o prioritate pentru ea. Asigurându-și tăcerea, Rareș își poate vedea în continuare de relația cu amanta lui Cristina. Nu mai vreau să vin firmă de astăzi. Vreau să protejez relația noastră.
Vreau să nu mai fim în văzut tuturor și subiect pe tapet imediat, pentru că ăla ne-a văzut nepote meu, ai văzut în film. Nată mea, ca să tacă din gură și să nu facă probleme cu nevastă mea, și îți dai seama că sunt surori, ar fi făcut-o imediat. Știi cu ce i-am închis gura? I-am luat o vacanță și nu aici la Sovata, unde fericită-i fata. În Turcia. Eu l-am chemat pe nepotul să-mi birou la noi, ca să ne descopere, să-i spună lui nevastă sa. Am făcut filmările alea nocturne în birou, tot ca să ajungă la nevastă sa. Și el ce face? Le închide tuturor gura, plătindu-i. M-a costat de m-a nebunit. Deci m-am săturat. Cu banii ăștia am fi putut face noi ceva. Ia, uimește-mă. Câți bani ai dat pe excursia? Te contează câți da, bani? Da, zi-mi, te rog. 3.000 de euro. Pe bune? Tu îți dai seama că... Câte făceai pentru magazinul meu cu banii aia? Mie îmi zici că nu, că nu, că nu, că mai durează și lucrumată ta iei vacanță de 3.000 de euro. La urma urmei trebuie să mă gândesc mai întâi la mine, nu? La interesul meu și la familia mea, pentru că ei sunt primii. Până acum am tăcut, am făcut ce a zis el, am fost discretă, dar cred că este momentul să schimb foaia. Au început să mă șantajeze. O zi, două, șapte, nouă, dă-le de acolo, dă-le de acolo, dă-le de acolo, rezolv așa, dar știi cum mai e. Mai rarești, dar dă-l pe nepoată tu afară și gata, acum dai pe mine la o parte. Iubita, nu trebuie să interpretezi așa. Tu ești iubita mea și trebuie să fii mult mai înțelegătoare, să mă simți. Eu nu te dau afară. Te protejez și te pun într-un loc unde ești ca pe un piedestal, nestemata mea. N-am cum să-l dau afară pe ăsta. De ce? Păi dacă-l dau afară pe ăsta, nu-ți dai seama că mi-am pus toată familia în cap. Eu pun pe nevastă mea, eu pun pe... Nu cred așa ceva și prefer să mă dai pe mine la o parte. Nu mai judeca așa. Pe tine te protejez. Vreau să protejez relația noastră. Dacă tu ții la mine într-adevăr și vrei să stai cât mai mult cu mine, uite-te în ochii mei. Vreau să înțelegi lucrul ăsta și să... apreciez faptul că îmi pasă de noi doi. Cu cât se află mai repede despre mine, cu atât este mai bine pentru mine. Nici mie nu-mi convine să tot scot bani, să dau în stânga, în dreapta, lua-la. Nu e în regulă. Uite-te la mine, tot ce se întâmplă între noi de atâta timp sunt jocuri, cuvinte. Eu credeam că sunt fapte. Promisiuni. Promisiuni? Adică, peste tot unde am fost, momentele care le-am trăit, ce simțim unul față de altul, sunt promisiuni sau sunt fapte? Ideea este că vrei să mă lași și fără job. Nu, și lucrurile nici sunt nu, clare, dar n-ai să rămâi fără job. Mea. Stai liniștită, că te-am lăsat eu vreodată să duci lipsă de ceva? Nu! Afacerea ta o să se facă, trebuie să ai doar puțină răbdare. Problemele lui Rareș nu sunt nici pe departe de a se fi terminat. Este pus într-o situație ingrată, creată de el însuși. Încercările lui de a-și proteja căsnicia sunt dejucate de Cristina, care urmărește exact reversul, și anume să-i pună acestuia în pericol căsnicia pentru a-și atinge scopul cât mai repede. Rareș, deja ești un pion în jocul amantei tale. Ce mai mă, sora mea, de ce m-ai chemat? L-ai prins pe fiul că a furat? L-am prins pe fiul. Uite. L-am prins pe bărbatul. Ce-i asta? Mărgele! Mărgele? Așa am zis și eu, să știi. Când i-am găsit în buzunarul sacoului. Hai mă, sormă, ce? Am băgat rufe la spălat și uite-te și tu ce-am găsit. Nu, acum serios, ce ți se pare ție că sunt ăștia? Păi eu zic că-s mărgele, nu-mi dau seama. Mărgele? Mă așteptam să mă înșele pentru că noi am făcut un copil. Dar nu așa. Rosa căpșuni? Da, mirosa căpșuni. Ce? Ce zici tu acum? Ce părere ai? Chilos comestibil. Asta am ajuns să găsesc eu în buzunarul lui bărbatul meu. Să vedem. Vor fi pentru mine ăștia? O sormă! Ce Dumnezeu e cu ăștia, mă? Doamne, mă bufnește și râsul. Nu, pe mine mă bufnește râsul, să știi. Deci... Pe mine bărbatul meu da. Mă înșeală bărbatul meu. Deci e clar. Uite-te și tu. Cine sapă groapa altuia, cade singur în ea. Așa e și cu sora mea. Chiloți, sora mea. Chiloți. Ce fel de chiloți, mă, lasă-mă, cine chiloți, poartă așa uite, ceva? Chiloți din bomboane. Uite, poftim. Sunt comestibili. Uite ce s-a emancipat bărbatul meu. Ferească, Sfântul, Doamne, ce-a mai apărut pe fața pământului. Dar tu crezi că ăștia-s pentru mine? Acum, serios. Ce să zic? Nu mă, deci eu sunt naivă, dar nu sunt naivă. Dar poate vrea... Mă, nu, ce să vrea să facă și el o surpriză, ceva, cine știe? Să-mi facă mie o surpriză. A, mi-a făcut o surpriză, uite că i-am găsit. Păi i-ai găsit, dar poate voia să-ți dea ție. Și dacă voia să-mi dea mie, mi-i punea într-o cutie. Îmi spunea, vei, lasă că știu eu. Mai punea într-o cutie, lasă-o ție, mai pune în cutii. Ți-i dădea pur și simplu, așa, poate voia și el o cine romantică, ceva, că s-o fi săturat de 15 ani, nu mai...
banală, așa și... Na, fii vrușelul, fii avut vreo fantezie. Uită-te și cu tine, e banală acum, e banală. Am devenit banală. Eu am înțeles că n-avem copii, că am înțeles și încerc să înțeleg cât pot să înțeleg că bărbatul e bărbat. Nu sunt chiar atât de naivă. Mă, dar să... Eu nu credeam că el are minte să facă așa ceva. Îți spun că pentru tine sunt. A ajuns să-i țină partea sora mea lui bărbatul meu. Păi, normal, că are numai de profitat după treaba asta. Vrei să rămâi ca mine, să stai cu chirie, să fii amărâtă, să nu-ți ajungă banii, să nu-ți e bine cum ești? Spune, tu vrei să ajungi în situația mea? Să plângă părinții pentru amândouă în loc de buna? Și ce să fac? Cam ajuns fără bărbat. Dar eu nu mă așteptam la așa ceva. Închide și tu, închide ochii, taci și gata. Să închid ochii. Păi ce vrei să pierzi? Uite-te și tu în ce lux trăiești. Nu stai ca mine să te amărăști de pe o zi pe alta. Și acum ce să fac? Eu, poate a și el. Crezi că o să fiu mai fericită să știu că el mă înșeală și umblă cu prostii de-astea? Hai să o luăm și pe partea aia-laltă. Bă, chiloți din mărgele. Mama Mirela, hai să o luăm și pe partea aia-laltă. Poate o fi avut o aventură că bărbatul e bărbat, dă-l încolo de bărbat, asta e, dar își scutură pălăria și pleacă. Și mi-aduce mie chiloții la spălat, dacă e aventură? Ce vrei pentru o aventură să dai cu piciorul la 15 ani de căsnicie, la firmă, la atâta avere cât ați făcut? Zici și tu, ce vrei? Direct divorț. Ți-am spus, vrei să ajungi ca mine? Păi eu vreau, nu vreau. Păi mie îmi pare, eu regret că l-am fugărit pe ăla, că acum mă pătimesc singură, cum cresc singură un copil, vai de mama mea. Îmi pare rău că l-am fugărit și noi n-aveam situația voastră. Deci eu mă gândesc să divorțez, nu? Nu, nu cum pot, să divorțez? Treaba pot să admit așa ceva. Nu. Nu, mi se pare mult prea... Eu zic eu să îi pui la loc de unde i-ai luat și să-ți vezi treaba ta. Cum să-i bag fata la loc? Păi uite așa bine, te faci că plouă, că nu știi ce are în capul lui. Cum să fac așa ceva? Ei, uite, mătușii ta zice că o ușoară. Imediat mi-a venit ideea cum să salvez pe unchiul meu și cum să mă salvez pe mine. Aaa, ăștia! Frate. Ăștia erau ai mei! Mi-a adus unchiul cadou! Ce să fie mai tăi? Cum să fie ai tăi? În sfârșit, mi-a adus unchiul cadou! Fiii meu, e uns cu toate ale fiile. Așa cadou îți dorești tu de ziua ta? Chiar sunt pe unchiul, acum să-i mulțumesc! Doamne, maica, doamne, ce copii ziua de azi! Ăștia erau ai mei, ce aveți? L-am rugat și eu pe unchiul că mie mi-e rușine să mă doar mă duc eu să iau așa ceva, mătușă! Adică mie îmi tremură sufletul, gata să fac infart. Și vine nepotul meu și îmi spune că sunt chiloții lui. S-a întâmplat ceva? Ai nevoie de ceva? Iar vrei bani ceva? Mulțumesc mult de tot, unchiule, că mi-ai luat cadou ăla, chiloții comestibili. Mulțumesc mult de tot pentru mine și pentru prietena mea. Stai, bă, ce vorbești? Pentru ce mulțumesc? Ce chilos? Că n-am înțeles. Pentru chiloții comestibili, unchiule, pe care ți-am cerut eu să mi dai. Dar i-a găsit mătușa înainte să-i primesc eu de la tine. Aha, și sper că ai rezolvat. Da, și ce minte are și Rareș. Că putea să mă pună și pe mine în temă. Nu să mă sperii în halul ăsta. Da, mersi mult de tot că m-ai rezolvat și pe mine. Și dacă mai e ceva, știu la cine să apelez. Bine. Bine, unchiule, bine. Ce zice, mă? De ce te-a sunat? De-a dreptul comică uimirea dumneavoastră, doamnelor respectabile ce sunteți, Daniel Versat găsește rapid destinația desurilor comestibile și soluția salvatoare pentru unchiul său. Dar tare ne temem că asta înseamnă o nouă gaură în bugetul tău, Rareș. Eu asta încerc să fac. Să trag toate sforile în favoarea mea. Mi-ai pus chiloții tăi în haina mea sau ce ai făcut? De băi, stai mă, nu-l de... I-a găsit nevastă ta, nu cred. Și chiloții ai pus, mă? E rău pentru tine, am vrut să te surprind și eu, drăguț. Tu vrei să mi se întâmple ceva rău, pe hai, bune, dai mesaje noaptea, acum pui chiloții... Nu se prinde nevastă ta, stai liniștit. Cum să se prindă? Dar tu te-ai prinde dacă vei găsi în buzunarul meu. Dar puteai să zici că sunt pentru ea, că vrei să-i faci o surpriză, că ai luat cadou, bla, bla, bla. Haide cu aburei tu. Bă, nu mai face de asta. Stai liniștit, oricum te-a scos Daniel și e ok așa. Păi și e ok așa? Nu e ok, ca să înseamnă alți bani. Alți bani, altă distracție. Ba da, șantaj în continuu. Nu mai fi nebun așa, fă-mi mie când mă vezi, fă-mi surprize. Nu-mi face așa, că le descoperă ăștia, uite și
costă. Asta ne costă. Dar nimic păi și magazinul nu putem să-l facem. Dar nu-ți convine nimic. Nu că nu convine, tu îți dai seama în ce situație m-ai pus, mi-a găsit chiloți în buzunar. Cred că asta e singura soluție ca să-l fac, să-mi deschid un magazin. Îmi vine să și râd, să și plâng. Nu mai face de astea pe bune. Eu înțeleg că îți place spicy, condimentat, să facem nebunii, fantasme de genul ăsta cu fantezii, dar hai să le facem când suntem noi doi. Haide, dar zic că n-a fost drăguț. Ba, a fost drăguț, dar ar fi drăguț dacă le-am face când suntem noi doi și atât. Nu să le găsească nepotul meu sau cumnata mea sau nevastă mea și să... Măi, înțelege lucrurile astea, mă costă pe mine și te costă pe tine. Bine, loc să facem zic, afacerea. Ia, gata, că te-ai îmbalat destul. Trebuie să am curajul să o îndepărtez de mine acum, pentru că altfel risc să pierd tot. Atipică această amantă, Cristina. Scopul ei nu este nici de cum ca în majoritatea cazurilor de genul să îl despartă pe Rareș de soția lui pentru a-l avea doar pentru ea. Își dorește doar să-i forțeze acestuia mâna pentru a o ajuta să-și deschidă un magazin. E la mâna noastră. L-am salvat de atâtea ori. Să vezi cum o să ne salveze el acum din sărăcie. O rugăminte mult mai simplă. Am și eu nevoie de niște bani ca să mă duc să mă descurc și eu și... Na, dacă ați putea să mă ajutați, ar fi... Super, să primești și eu niște bani. Niște bani. Hai că după ce că mi-ai făcut farsa asta, acum ce să fac? De încântare o să-ți dau și niște bani. Eu nu mai am nevoie de un soț, de un iubit. Am nevoie de un prost pe care să-l șantajez. Ia. Gata, ia. Să te bucuri de ei. Da. Altă dată termină cu cadouri de genul ăsta. Mamă, când mi-ai dat mă. Și mai ales nu mai băga pe un chitu. Deci nu mai băga pe Rareș că mie îmi stă inima. Deci rezolvă-ți, ar fi cazul, că ești băia mare, dacă tot ai planuri de genul ăsta, să te duci să-ți cumperi singur și chiloți și ce mai vrei tu. Mătușa, da, nu știu, frate, că mi-am stă inima. Așa e, gata, nu mai comenta. Deci, stați liniștite, nu s-a întâmplat nimic. Nu te mai văd că îmi stă inima din cauza voastră. Ai, fată, ce-ai putut Doamne, să treci. Doamne, mă băgați în spital voi pe mine. Eu, mă? Eu ce ți-am păi și eu? Tu, că o lasă-l, fată, închide ochii. Cum mă să închid ochii? Așa, mă, dacă... Cum să închid ochii? Ți-am zis... Hai să presupunem că era o aventură, tu pentru o aventură vrei să divorțezi, gata la divorț, pac, țac, din prima. Păi, da, facem aventură așa, pe... lasă-mă că nu mai lasă-i pot. Lasă-i, că știu că, cum să zice, că bărbatul e bărbat, până la urmă și femeia e femeie, dar asta e. Închide și tu ochii. Ce părere ai? Dar ce să mai zic? Băi, tu așa sunt toți de vârsta lui, pe bune. Ce să-i mai zic? Păi tu crezi că mai tineretul din ziua de azi e ca noi, plafonați, bătuți în cap, care ne duceam și ne pupam după 3 ani de prietenie și atât? Hai, fată, că nu murim și noi proaste, am văzut și noi cum arată chiloții. Minciuni, șantaje, toate pentru bani câștigați ușor. Dacă ai ști, Mirela, ce familie ai și în ce eroare te afli, te-ar apuca din nou palpitațiile. Mai ales că Daniel, scumpul tău nepot, are din nou nevoie de ajutorul soțului tău, care i-a rămas dator, nu-i așa? Ce faci mai aici? Unchiule, ce faci mai unchiule? Uite, mă uitam și eu pe la mașina asta. Am venit și eu acasă pe la tine, că mi-era un dor de tine, dar nu se poate. Că oricum te văd la muncă des, în fiecare zi, dar am venit și eu așa. Dacă ești libidinos, ai făcut cărare pe aici, ce vrei? Ce treabă ai azi? Am nevoie de bani. Bani, dineros. Ia vezi, cresc un copac aici? Păi nu crezi, dar cum am un unchi așa de potent financiar, așa? Așa m-am gândit că poate ar putea să mai presteze un pic. Păi asta e șmecherie? Păi cum mă, se crede șmecher în fața mea care am dat atâtea? Și crede că mă face? Vii tot timpul ban, am înțeles o dată, 2, 7, 9. N-ai telefon, vrei telefon șmecher. N-ai ceas, vrei ceas șmecher. N-ai încălțări, vrei să te vadă XY, XY-lica, cutăriță, bani de muntele astea. Vezi că nu-i ok și nu-mi place să cer tot timpul bani. Mai ok. Poftim? E foarte ok. Păi așa vorbești tu cu mine, mă? Mai unchiule, hai să o dăm pe față. Așa. Am nevoie de bani. Așa. Și tu ai nevoie de protecție. Ce protecție? Nu prestezi? Mă protejezi tu pe mine? Da, te protejez. Ia zic cum. Te-am văzut cu Cristina la magazin, când voia să-i cumperi încălțări, nu știu ce, hăinuțe și așa mai departe. E sigur că pe mine m-ai văzut? Da. Atunci am tras-o pe mama de acolo ca să nu-ți facă dita mai balamucu. Și am tăcut din gură. În plus, știi faza cu chiloții tăi comestibili? Să mă șantajeze pe mine? Vrea, nu vrea, n-are încotro. Vrea mașina asta. Ce vrei, mă? Mașina asta. Fie mi-o dă pasta, că tot e o rablă, fie măresc miza. Și îmi cumpără una nouă. Ce vrei? Dacă vrei să-mi o dai bine, dacă nu, tot o să ajungă la tușa. De mașină. Poate, mă, așa ceva, mă. Vezi că se poate? Mătușă! Ia, hai. Mătușă! Mă, taci, mă, din gură trece acolo că ți-aduc. De se poate, unchiule, nu?
Se poate. Trebuie să tac și să las capul în jos, că nevastă mea e în casă și dacă aude discuția... Nu e el în măsură să mă amenințe. Data asta, eu fac jocurile. Asta e ultima dată și ultima oară când ameninți pe cineva, îți promit. Întotdeauna ne-am înțeles bine. Deschide-mi și mie poarta, stai, unchiule! Deschide-mi și mie poarta, te rog. Poarta, te rog, frumos. Vin și îți dau două palme dacă nu ți-o deschizi singur, acum vorbesc serios. Hai, deschide-mi poarta, unchiule, că trebuie să ies. Trebuie să fac ceva ca să-i ococ și să vadă cum e atunci când i-o fi lumea mai dragă. Dacă nu, cred că o să repar și poarta, o să pui o poartă nouă, că tot e un pic cam veche, zic. Deja tupeul și mârlănia lui Daniel, pus pe căpătuială, depășește limita. Supărarea lui Rareș este justificată. Situația riscă să escaladeze în defavoarea lui și a căsniciei lui. Mirela deja privește cu suspiciune apropierea dintre Rareș și nepotul lui. Ce-ai făcut, dragă? I-ai dat mașina lui Dănuț? Da, mă, ce te-a prins așa? E mașina. E una din mașinile de la firmă. I-am dat și lui. Ce? Na, avea nevoie băiatul, am vrut să-l ajut. Avea o întâlnire, nu știu ce, să zice și el cu o fată, nu știu unde și... Nu știu dacă să fiu supărată sau bucuroasă, dar... Păi ce mă, l-am ajutat și eu pe el, na, are băiatul o întâlnire, na, se ducă pe jos acum când toți au mașini, se rup în figuri, na, se ducă și ei, se ocupă și ei acolo mașină. Da. Dănuț s-a învățat să ceară. Îi dă bani, îi dă mașină, îi dă bani de buzunar pentru iubite, pentru cheltuială, pentru petreceri. Mâine, poi mine, o să se mute definitiv în casa asta și poate plecăm noi, cine știe. Bine, eu mă bucur, știi că eu sunt de partea lui cumva și mă bucur că și tu ești de partea mea și de aceeași părere. Băi, Mirela! Da. Ia gândește-te, cât i-am dat? I-ai luat ceasuri, i-ai luat telefon, i-ai luat geacă, geci de firmă, Adidas, nu mai spun. Păi și dar trebuie să te bucuri că e ca și copilul nostru, nu e din familie, dacă el nu are posibilitatea, tată nu are, maică-ța nu poate să-l ajute, dacă noi putem să-l ajutăm și, na, îl simt ca pe film, eu așa, îți dai să mai dau și lui, mă bucur că mai face una alta, că la firmă își face treaba, muncește, omul are salariul lui acolo și mai dau, dacă văd că e cu ochii la locul lui, mai dau una alta, na. Și ai zis că îl consider ca și pe film. Da, e normal să recompensezi, dar eu zic să ai un pic de grijă totuși, să nu profite de treaba asta, că azi așa, mâine așa, de ce urmează să-i mai dai? Nu mai ai dreptate, dar... De ce urmează să-i mai dai? Poate mâine vine și își cere casa, că are și el o iubită, două, trei... Nu exagera, cred că am fost destul de cumpătat și am dat, e adevărat, dar na, acum... Ok, dar hai ce vorbim atât de subiectul ăsta? Bărbatul meu e pâinea lui Dumnezeu. Dacă cineva îi cere ceva, el imediat scoate și îi dă. Dar nu se întreabă și el noi dacă am avea nevoie și am cere cuiva. Cine ne-ar da ceva? Știi care e treaba? Eu zic că ar trebui să închidem robinetul la bani. Intuiția ta este foarte bună. Robinetul banilor nu s-ar fi deschis, dragă Mirela, dacă Rareș nu ar fi permis asta. Dar, din păcate, soțul tău deține un secret pe care tu nu trebuie să-l afli niciodată. Dacă până acum Rareș și-a ținut relația extraconjugală sub control, plătind bani grei rudelor lui, neglijarea amantei din ultima perioadă și îndepărtarea de scopul ei final pot atrage după sine surprize neplăcute. Sunt un pachet de nervi, până aici. Situația asta a ajuns la extrem deja. Băi, nebunic, ce faci la mine de mine? Îți bagi joc de mine? Și ce țipi așa? Cum ce țipi așa? Bă, nevastă-mea aici la confort. Nu mă interesează, ei luat domnul Dănuț mașină? Mi-au auzit urechile bine? Doamne, ce ai dat ce pe tine? Bă, sunt proasta satului pentru tine? Bă, da, calmează-te că ne au vecinii. Dar nu mă interesează cine ne aude sau nu ne aude. Bă, dar pe bune strici totul acum pentru ce? Ce strici totul? Cum mai ai luat mașină? Mie nu-mi închirează un amărât. Nicio mașină nimănui, ce ai? Nu închirezi un amărut de spațiu pentru magazin și nu iei mașina? Nu am mă nicio mașină, mașina de la firmă, i-am dat-o să meargă două zile, trei zile. Nu, cum nata ta i-ai dat excursie de 3.000 de euro și pe mine mă duci cu zahărelul în fiecare zi. Ce caut vecinii mici, acum vine nevaza, vrei să strici totul pentru un scandal că ți-a venit spumele? Ce să strici totul, că îți bagi joc de mine, m-ai folosit cum ai vrut tu, am fost tot timpul la picioarele tale, am fost disponibilă când ai vrut tu. Bă, dar nu trebuia să vii aici, mă, tu nu îți dai seama, nu mai gândești pe bune acum, ce cu tine? Ce nu trebuie? Păi strici totul într-o
secundă strici atâta. Stric atâta? Păi ce stric atâta? Că văd că tu arunci la toată lumea cu bani. Păi și care e problema ta la urmă? Numai mie numai, dar ce sunt eu, fraiera ta? E normal că atunci când ai o amantă, te mai ia gura până înainte și mai promiți și aia și aia, dar asta nu înseamnă că trebuie să faci chiar tu. Păi dar ce? Adică tu ești cu mine numai ca să primești sau ce? Păi nu, dar văd că alții pot să primească. Mie îmi zici, ai iubi, stai, mi aștept un pic, iubi, o să-ți păi dau și ție, promit. Sunt încolțit din toate părțile, am numai probleme și tu acum... Toată lumea e importantă și te încolțește din toate părțile, nu? Păi ce faci, mă, contorizezi ce fac, ce dau altcuiva sau ce nu fac? Pe cuvântul meu, nu... Nu, n-am avut grijă de tine, nu ți-a fost bine cu mine. Ți-am cerut și eu un singur lucru, n-ai fost capabil să-mi îndeplinești și mie o dorință. Le închide tuturor gura cu bani și pe mine mă fraierește. Acum, sincer să fiu, eu nu plătesc pentru liniștea ei. Eu plătesc ca să-mi văd eu interesul, ca să fiu eu liniștit și să mă bucur eu de prezența ei. Cum poți să spui că nu fac nimic pentru tine? Câte ți-am luat, câte ți-am făcut, pe unde te-am dus, în câte țări te-am plimbat, în câte excursii am fost? Mi-am periclitat căsnicia, liniștea tot, am ieșit cu tine, am făcut numai ca să-ți demonstrez că suntem împreună, că țin la tine, că-i totul bine. Ce să-mi, măi, dar eu ți-am spus clar ce vreau. A, ce? Deci ești pe interes sau cum? Magazin, mă, dar te-ai făcut de fiecare dată. Păi și cum să reacționeze mea un bărbat când îi spui eu asta vreau de la tine? Adică eu își sunt pe interes și nu mă interesează nimic. Păi nu știu, că văd că alții vin, îți cer excursii, îți cer mașini, îți cer încălțăminte, haine. Păi care alții? În primul rând, ăștia sunt din familia mea și pentru că noi n-am fost... A, și ei sunt mai importanți, nu, dar asta vrei să spui. N-am fost destul de atenți și ți-am spus la birou să fii mai discret și să nu ne mai vadă, pentru că o să ne creeze probleme, iar eu trebuie să plătesc toate problemele astea. Și uite în ce stare am acum. Ce să aștept aia? Să dau totul așa, imediat? Păi, dar ce-i nevastă mea? Păi uite ce se întâmplă acum. Păi ce se întâmplă? Ei luat mașină băi, pe bune? Băi, nu știi ce cred, fii atentă. Tu nu înțelegi, am crezut că ești mult mai atașată de mine și mult mai înțelegătoare. Eu acum sunt strâns cu ușa la propriu din toate părțile, da? Și nu mai știu pe unde să scot cămașa. Gândește-te că ți se strică și ție relația și mie, iar dacă se duce naiba totul, nu mai pot să fac nimic pentru nimeni. Nu asta ne trebuie. Păi nu, că tu oricum faci pentru toată lumea, mai puțin pentru mine, nu. Mai puțin pentru mine. Uite ce am să fac pentru tine acum, pentru că este o situație foarte urâtă, foarte ciudată pentru mine și deja nu mai pot să gândesc lucid. Cred că cel mai bine e să luăm o pauză un timp ca să rezolv problemele. Nu, luăm pauză. Păi dacă pentru mine nu ai bani. Eu vreau să rezolv probleme. Trebuie să mai cumperi mașini cuiva? Când mai cumperi mașină de data asta, zi? Nu trebuie să fii ironică și trebuie doar să înțelegi și să arăți că ai măcar un dram de înțelegere și de compasiune pentru mine. Păi am avut 2 ani de zile. De 2 ani de zile mă duci cu zahărelu și îmi zici mâine, poi mâine, răspăi mâine. Nu faci decât să-mi arăți că de fapt tu doar pe interes ești pentru mine. Dacă cer ce e al meu de drept, vrea să-mi dea cuflit. E, lasă că nu rămân lucrurile așa. Ți-am spus doar atât, trebuie păi să luăm o pauză. Păi văd că nu te deranjează, că ceilalți când îți cer pentru ei n-ai nicio problemă să oferi, nu? Ca să rezolvi problemele și după aia putem să... Cum scot eu cămașa acum? Ce zic? Eu nu i-am cerut niciodată să divorțeze, să fie doar al meu, ci doar să-mi dea ce mi se cuvine. Asta e nevastă ta? Zi. Da, Mirela. Bună ziua. Ziua. Ce faci? Cine e domnișoara? Colegă de la... O colegă? Nu sunt o colegă. Spune cine sunt. Dar ce s-a întâmplat? De ce e o colegă de la nu joc? Sunt o colegă. Spune adevărul. Cine sunt? Dar de ce faci glume acum? Păi ce glume fac? Nu fac nicio glume, doamnă. Întrebați-l. Știe foarte bine cine sunt. E o colegă de la firmă. Colegă de 2 ani încoace, nu? Sper să fie suficient de înțeleaptă Cristina încât să-și țină gura, că altfel... Nu e bine deloc ce se întâmplă. Da, hai că pleca, că avea treabă cu niște neînceate. Hai să mergem în casă. Spune-i, domne, cine sunt. Haide, nu mai ce s-a întâmplat? Lasă, rezolvă problema acolo și gata. Nu rezolv nicio problemă, nu. Pardon, nu e o colegă. Este o fostă colegă care a fost la noi la firmă și nu mai vrea să vină, că nu e suficient salariu. Nu mai vreau să vin, să mai dat-o afară. Așa, bun, ok, e o fostă colegă, da? Să zicem. E colegă, nu-i colegă, se știu, nu se știu, a lucrat, lucrează, nu mai înțeleg nimic. Să fiu la discreția lui și să fiu distracția lui a funcționat. Dar când e vorba să mă plătească, nu mai merge, nu? Haide, dragă, credeam că e o colegă la firmă, dar zice că nu-i colegă. Atunci nu mai lucrează la firmă. Credeai sau nu credeai sau e sau nu e, dar e? Nu știu, mai ești colegă la firmă? Să-l cred pe soțul meu în care am încredere și cu care sunt de atâția ani? Sau să o cred pe asta pe care n-am văzut-o niciodată? Sunați-l pe nepotul dumneavoastră pe Dănuț și o să vă spun el cine sunt. Da, pe Dănuț. Dar ce treabă are Dănuț? Sunați-l pe Dănuț, că vă lămurește el. A făcut Dănuț ceva? Te-a lăsat în sărcină? Sunați-l, ei, Doamne ferește, nu, ar fi vrut el, nu. Vă rog, sunați-l.
acum stai să suni, să faci... Dar lasă să sune, păi ce? Păi asta zic, spuneam tu despre ce e vorba, să înțeleg. Am invitat în casă să mergem să vorbim ce stau aici în poartă, să mă audă toți vecinii ce s-a întâmplat. Da, ai ceva de ascuns? Ca la piață, uite, te sună. Zira, ai ceva de ascuns? Că e casa mea, dar ce faci cu ea? Aici e problema. Se pare că domnișoara are nemulțumiri financiare legate de jobul ei de la firmă. Sigur, sigur. Să fi făcut Danuț vreo prostie și acum vrea să scoată castanele din foc cu ajutorul lui Rareș? Danuță! Ce faci, mai Danuț? Uite bine! Uite, mai Danuț, am și eu aici o... Nu știu, Cristina mă numesc, ca să știți. Uite, Cristina se numește domnișoara și îmi zice să te întreb pe tine cine e, că nici Rareș și nici ea nu m-au lămurit. Despre ce e vorba? Ce s-a întâmplat? Ce ai făcut? Cine-i domnișoara? Cristina, ai zis? Da, Cristina. Sunt sigură că Dănuț și de data asta o să găsească o minciună să-l salveze. Întreabă pe ea, mătușă, cine e? Eu nu pot să-ți spun. Măi, Dănuț, cum vine treaba asta? Întreabă pe unchiul sau pe ea. Adică unchiul știe, da? Nepotă mea tace, toată lumea la birou tace, cumnata mea tace. Păi, Cristina n-ar avea de ce să-i spune nevestimii, nu? Știe bine. Bine, hai. Aruncă pisica de la unul la altul, o dau din dreapta în stânga și din stânga în dreapta. Eu ce să înțeleg? Tu sau tu? Îmi spuneți care e adevărul. Într-adevăr, Rareș, toată lumea tace. I-ai plătit pentru asta. Doar că în acest moment Cristina este cea care va rupe tăcerea, iar tu ai de dat explicații în fața soției tale, Mirela. Spune-ți cine sunt, că văd că nimeni nu zice nimic. Păi tu nu poți să te prezinți? Păi ce să mă prezint? Zici cine sunt, că te-a întrebat nevastă ta de 1000 de ori în fața porții. S-au făcut deja prezentările. Păi atunci cine? Dar tot n-am înțeles cine este. O fost angajată firmei. O fost angajată. Zic eu cine sunt. Sunt secretara, asistenta personală a lui Rareș. De cât timp, Rareș? Poftim. Sunteți domnișoara discreție și distracție, nu-i așa? Haide, Rareș, zi! Wow! Sunt? Ce sunt? Asta e amanta ta. Deci tu mă înșeli. Și n-am renunțat la tine nici o secundă. Aoleu, nu pot să cred că minți și acum, Rareș. Nu pot să cred așa ceva. Cum nu minți? Lucrurile astea ca pe o înșelare. Da, ca pe ce? Pe tine te iubesc, iar cu tine m-am distrat. Cu mine te-ai distrat 2 ani de zile. Auzi, mă, iubitule, dar cu spațiul meu de închiriat cum rămâne? Ia zi. Spațiul tău. Da. Și spațiul meu. Adică spațiul nostru. Așa. Intim și frumos. Nu, spațiu intim. Iubita. Magazinul meu pe care vreau să mi-l deschid. Știi că mi-ai promis. Și n-a uitat băiatul. Păi ne jucăm, ne jucăm, dar până când? Cum adică ne jucăm? Păi nu ne jucăm. Nu ne jucăm. Dar eu am senzația că e ceva mult mai serios și normal că n-am uitat de spațiul tău. Doar te rog să ai un pic de răbdare. Acum mai, și cu situația dar nu mai vreau asta să mai socială, aici. Economică. Nu mai vreau, m-am plictisit să lucrez aici. Vreau și eu afacerea mea proprie. Mi-ai promis de la început lucrul ăsta. Nu aș putea să stau fără să te văd în fiecare zi. Dar mă vezi, oricum ne vedem la apartament seara de seară. Spațiu ți-l iau. Dar trebuie să mai ai un pic de răbdare. Haide că facem mâine, hai că facem poi mâine. Stai că nu am bani acum, dar pentru alții tot timpul a avut bani. A avut bani să cumpere haine, să dea mașini cadouri, uite să facă excursii. Eu nu înțeleg de ce ai tu pe un să vorbești din moment ce ai fost dusă, plimbată, ca dorisită. Ți s-a cumpărat pantofi, ți s-a cumpărat rochiță, ți s-a cumpărat aia, și ți s-a cumpărat vacanță. Și totuși, toate lucrurile astea pe care le-ai enumerat, ai vrut să fac bani într-o bere sau asta. Asta a fost berea mea, am dat o bere de pantofi. Și asta nu se cheamă înșelat. Nu! După tine nu ți se pare că ai înșelat. Înșelat este momentul în care îți lași nevasta și ai grijă de ea. Și o duci pe amantă în excursii și faci cadouri, nu? Amanta ai o relație, a fost o... Cer scuze că... Deschid subiectul, adică știu că nu este un subiect prea plăcut, dar corectați-mă dacă greșesc. Viața dumneavoastră de cuplu este una spectaculoasă, apropo de neglijat soția. Du-te sus și culcă-te că eu mai stau, vreau să mă uit pe camere, să verific mai multe detalii. Hai, dar relaxează-te și tu un pic. Da, nu vrei să mergi? Nu acum, lasă-mă că stâng îndurat. Vrei să mergem împreună? Să... Nu, du-te tu că vin eu, mai stau un pic să mă uit să văd ce se întâmplă și vin mai târziu. Du-te tu liniștit. Tu, doamna Mirela, dacă era așa de interesată de căsnicia ta, de ce n-ai verificat camerele de supraveghere de la birou? Să vii și tu pe la firmă, de câte ori ai fost un... Eu lucrez de 2 ani de zile acolo, de câte ori ai fost în firmă, zic eu, niciodată. Da, spui tu cum, mie ce să fac da, sau ce trebuia să fac? Dar cum să nu vii să vezi ce face bărbatul tău, să dar te interesezi? Dar tu știi cum e să fii căsătorită de 15 ani și îmi dai tu mie lecții? Nu știu, dar nici să nu vreau, să spui ce sincer trebuie să fac? Că ești total dezinteresată de căsnicia ta. Eu am încredere în bărbatul meu.
Ai relația noastră e relația noastră, nu e treaba ta. Atâta timp cât ai avut o casă, ai avut confort, ai mers la confort și mai știi. Și nu înțeleg ce vrei. Nu înțeleg să ce nu mai pare așa uimit acum de faptul că s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Că e ipocrizia asta pe eu bune. Cred că vrea să se răzbune și cam atât. Ce să mă răzbun? Da, vreau să mă răzbun, bineînțeles, fiindcă 2 ani de zile am fost disponibilă și nu am primit nimic. Am primit doar promisiuni. De ce prostii vorbești? Distracția, timpul petrecut, ce cadourile, toate astea nu sunt, dacă stau să trag o linie, sunt niște bani. Hai să zic ceva, domnul Rare, și hai să zic, dacă toți suntem acum de la fapt, momentul era intr-o, adevărului. Era într-o concurență cu familia mea, care nu primește mai mult? Nu eram într-o concurență cu nimeni, nu m-a interesat de familia ta niciodată. Ai primit prea mult. Ai venit în partea mea să-mi spui că asta a primit mașină, că asta a primit nu știu da, ce. Da, m-a interesat că le-a oferit altora mai mult decât mine. Păi ți-a dat destul, ăștia-s familia mea. A venit asta să facă ordine și disciplina în finanțele familiei, nu înțeleg. Ce finanțe face mă, nene, că nu și-a primit nimic. Păi văd că face să o zic ce mi-a primit, îți zic eu. Îți zic eu ce mi-am promis. Nu-i așa? Dumneavoastră i l-ați promis. E gata magazinul, mi-ai făcut surpriză. Zi-mi, e gata. O să fie, stai liniștită că ți-am promis, o să se întâmple și lucrul ăsta. Dar ca să se întâmple lucrul ăsta, deocamdată trebuie să ne asigurăm că suntem noi liniștiți și că nu există alte probleme. Mi-am primit singură, mi-am luat singură bănuț din firmă, să știi, când ce am avut nevoie. Ce auzi, frate, că tu nu mi-ai oferit. Și, și l-ai bănuit pe fiul meu. Și doamna Mirela, poftim? Am făcut nu știu câte... Asta trebuie să o dai afară imediat. Nu știu câte... Da, îi dau afară, ieși afară. Imagini de ochiate nopțile prin birourile firmei. Ca să vă uitați și dumneavoastră pe cameră să vedeți ce face să... Așa, nu v-ați uitat. Unde se ia afacerea? L-am pus pe domnul Dănuț aici de față să vină să ne surprindă în birou când eram romantici unul cu celălalt. Am făcut ce mai fată. Păi a închis ce domnul gura. După ce vine Rareș la mine în birou, numere exact 10 minute și apar la mine în birou, da? Da, de ce? Nu contează de ce, nu contează cu ce treabă vii, vii cu acte, vii cu ceva de semnat, abar nu am, nu știu. Ideea este să apari peste 10 minute la mine în birou, da? Încă de ce? Să dea la dumneavoastră? Nu contează, ceva? Nu e treaba ta. Important este tu să apari și să vezi ce se întâmplă, da? Pui prea multe întrebări. Păi e treaba mea, că nu înțeleg, adică dacă se dă la dumneavoastră, spuneți-mi că doar eu unchi, vorbesc eu cu mai el. Mai Daniel, 10 minute pe ceas, da? Hai, fără întrebări, păi te rog frumos, du-te. Nu înțeleg, hai, de ce hai că nu contează, haide! Ești, te rog frumos, și numere 10 minute pe ceas. Dumneavoastră cu unchiul meu cumva... Daniel, pui prea multe întrebări. Dumneavoastră și nu-ți cu unchiul meu, eu cred că se întâmplă ceva între voi. Haide, te rog simt frumos, ieși și fă ce ți-am spus. Spuneți ce se întâmplă. Nu-ți spun nimic ce se întâmplă, o să vii și o să vezi cu ochii tăi peste 10 minute. Unchiul meu... Haide, te rog frumos. Dar nu înțeleg. Hai. Tu l-ai pus pe asta, mă, să mă numărească? Da, eu l-am pus și tu i-ai închis gura. Ia de ce mizerie a putut să facă. Dă-l afară, Rareș. Ia mâna după mine imediat. Ești un tupeist. Trebuia să te răzbuni? Asta ai vrut? Nu mă duc nicăieri. Dar ce faci? Ce fac? Stau aici să discutăm, să aflu de ce m-am răzbunat. Ia să aud ce. Că te-ai comportat 2 ani de zile ca un mitocan adică, cu mine. Cum adică? Ai primit tot ce ai primit, cadouri, bani, primit încredere, iubire. Ce iubire, mă, ce iubire? Că tocmai ai spus dumneavoastră ta că pe eu iubesc și eu n-am însemnat nimic, am fost doar o distracție. Păi că ai făcut mizeria asta, ce trebuia să-i spun? Măi, Rareș, în momentul în care eu am venit în firmă, tu ce m-ai întrebat? O să fii disponibilă 24/24 pentru mine? Da! O să fii la apartament doar cu mine și atât? Am zis da. Așa. O să fii doar cu mine, fiindcă eu sunt gelos, sunt posesiv și nu o să fii cu nimeni altceva. Și am zis da. Eu am fost disponibilă pentru tine, am fost distracția ta, atunci când ai vrut să fii cu mine, am fost, n-am comentat niciodată nimic. Și ce ți-am spus? Am zis, băi, vreau și un amărât de magazin de haine. Și te-ai săturat să aștepți? M-am săturat 2 ani, care m-am săturat să aștept? Că n-au fost 2 luni, au fost 2 ani. Ți-a lipsit ceva în ăștia 2 ani? Gândește-te. Ți-a lipsit ceva? Dar nu e vorba de lipsit. Că nu vreau să știu ce era atunci. Tale și hainele tale, de Mina de aur sau bărbatul pentru care stăteai și nu te întâlneai cu alții și făceai și toate jocurile și toate. Gândește-te un pic câți bani ai investit în alți oameni ca să acoperi ceea ce am avut noi. Deci cu banii ăia, cu banii ăia mi-ai fi deschis un magazin, dar te-ai ambiționat să nu o faci. Și nu am înțeles și de ce. Și tu te-ai ambiționat să te răzbuni. Nu, te rog, spune-mi, de ce a fost atât de greu să-mi ofer amărutul ăla de magazin? Te rog, că nu dar înțeleg. De ce a fost atât de greu să faci jocuri? Cum să-l chem tu pe... Ne poate mi să ne vadă. Păi trebuia să te strâng cu ușa cumva, nu? Da? Și cu chiloția comestibil. Și socotala de acasă nu s-a potrivit cu arintele. Cu chiloția, am zis că nu știu, că te fac atent. Bă, uite, femeia asta vrea ceva. Nu, tu o țineai pe ta, că lasă, că o să așteptăm, că facem noi. N-ai avut nicio clipă intenția asta, nu? Nu.
De ce nu? Zi-mi și mie de ce nu, că nu înțeleg. Pentru că uite în ce stare m-ai adus și ai adus. Ce stai în stare? Dar până în stare asta zi-mi și mie de ce a fost așa de greu să-mi faci și mie un mof? Mă țineam și eu ocupată cumva, făceam și o mică afacere. Aveam simplu. Nevoie doar de un, nu știu, de un impuls. Aveam nevoie de un avans să deschid magazinul. Nu e ca și cum ajutai mai departe, că făceam singură. După cum ai auzit, ai auzit bine. În firma aia s-au întâmplat multe lucruri. Și da, am chiar luat bani. Chiar sub ochii tăi, Daniel, de altfel. Și de ce ți-a luat atâta timp să-mi spui? De ce trebuia să ajung aici? Pentru că mi-era frică că o să pierd locul de muncă odată. Și știi, mătușă, cum este situația în familia mea. Nu este atât de sclipitoare după ce a plecat și tata. Așa. Așa. Și mi-era frică că îmi pierd locul meu de muncă. Daniel, ce-ar fi să nu o mai minți pe mătușa ta? Și cine locul va ajuta? De muncă, oricum îl vei pierde. Bănuiesc că realizezi asta. Doar oricum e pierdut, am realizat. Acum că s-a aflat adevărul, nu-l mai oprește asta... nimic pe unchiul tău. Deci tu știi atâtea lucruri. Ai venit aici, în casă, când am găsit nenorocirile alea de chiloți. Ai zis că sunt pentru tine, da? Nu erau pentru mine. Nu erau pentru mine, erau pentru unchiul. Mai mătușă, ce nu înțelegi? Unchiul a vrut distracție. Fata a vrut bani. Păi și nu înțeleg care e rolul tău aici. Rolul de meu? Ce să-l aperi tu pe unchi tu? Nu înțeleg. Pentru că și eu păi am vrut pentru bani. Că eu am făcut tot posibilul să-l conving să te ia la firmă. Să ai și tu un salariu, să ai și tu cu ce să te distrezi, cu ce da, să te îmbraci. Da, doamnă, dar banii pe care dumneavoastră îi dădeați familiei erau considerați niște firimituri. Poftim? Exact așa, măsor meu, da. Domnul Ernest are dreptate. Dar nu ți-a și mie are dreptate, nu aveți mi-e rușine ce bani. A băgat soțul dumneavoastră în nepoțelul aici de față? Haideți, domnule Ernest, ce înțeleg. Bani, mari bani. Păi vreo 3.000 de lei doar așa pentru un weekend la munte ca să se distreze și el așa, de ziua lui. Ce m-am distrez. Mașină când a avut nevoie că doar de s-a plictisit să meargă cu autobuzul, toate ca să nu se afle despre Cristinuța. Știi că te-am văzut cu Cristina în magazinul de hăinuțe, da? E acum... sigur că pe mine m-ai văzut? Da. Te-am văzut cu ea. Am tăcut din gură și am tras-o pe mama. Nu ridica tonul la mine, da? Și am tras-o nu pe mama. Nu ridica tonul la mine, și da? Și am tras-o că pe mama. Că văd că tragi pe urma mea numai toate foloasele. Am luat-o pe mama de acolo ca să nu-ți facă un balamuc de zile mari. Ai terminat? Zi ce vrei. Și în plus cu chiloții comestibili, unchiule, prestez bani dacă... De prestez fapt, eu bani? De fapt nu. Că banii sunt prea puțini și oricum văd că nu prea știi să dai așa, cât trebuie. Așa. Asta vă este mare. Familie. Deci acum se leagă tot. Am vrut și eu să fiu pe picioarele mele, să fiu independentă, să nu mai depind de alții, să nu vin la 9, să nu plec la 6, să pot să-mi creez afacerea mea, să am și eu un start. De-aia am făcut compromisul ăsta și am fost cu un om însurat. Am și înțeles. Tu știai asta că ți-am zis, ce am înțeles că știai de la început? Când tu mi-ai pus pe hârtie 1000 de condiții, am avut doar una. Păi, și ai zis că pus... trebuie să aștept, că nu sunt bani, că hai că vedem, hai că facem, hai că nu e posibil, hai că n-am găsit spate. Totdeauna ai căutat scuze. De ce a fost așa de greu pentru tine să faci asta? Este simplu, că tocmai ai recunoscut-o acum. Eu am fost doar mina de aur pe care ai pândit-o și pe care ai urmărit-o și pe care ai vânat-o. N-am auzit nicio secundă de vreun sentiment sau de ceva sau de vreun moment de mulțumire pentru momentele petrecute. Dar ce sentiment, că știi că între noi a fost de la început ca un fel de contract. Eu îți ofer ție niște lucruri și tu trebuie... Serios? Da! În momentul în care tu ai venit să-mi pui condiția, a fost clar un contract, da. Nu? N-ai zis, știi, eu vreau să mă îndrăgostesc de tine și vreau să-mi părăsesc nevasta și o să fim împreună până la adânci bătrânezi. Nu! Ai vrut să ne distrăm împreună și am acceptat. Fiindcă știai că soția ta nu mai face multe lucruri și știai că cu mine o să le primești. Și le-ai primit și știi asta. Pentru o mașină, doamnă. Pentru un weekend la munte. Pentru o excursie în Turcia. Trebuie neapărat să te duci la unchiu, să-i bați obrazul, să-i ceri bani. Tu crezi că el când își plimbă amanta și când își plimbă tot felul de... pleacă în delegații, să duce în vacanțe scumpe? Da, măi, mamă, dar nu e cinstit față de sora mea, nu e corect, cum să fac da, așa mamă, ceva? Da, mamă, că și sora ta te-a ajutat, dar nu se poate. Mai ții minte când a plecat tata? Știi când ne-a dat pe tata afară din casă și ne-a mutat cu chirie fără niciun ban? Și numai noi știm cum ne-am descurcat atunci și cum ne-am împrumutat pe la vecini? Nu. Te-a ajutat sora ta atunci, nu? Nu m-a ajutat, te-a ajutat. Și e soția, până la urmă, al unchiu, da? Și unchiu vezi câți bani are. Unchiu învârte mii și mii, poate zeci de mii de euro învârte unchiu, da? Și nu poate să ne ajute și pe noi, ce era el? Câteva mii de euro să plecăm și noi în Turcia, în vacanța aia. În Turcia, mă, mamă? Păi tu știi cât costă o vacanță? În Turcia ai văzut că ne-au spus ei, 3.000 de euro. Chiar așa să ne aruncăm? Și crezi că n-are bani, mamă?
Are, dar nu poți chiar așa să sărim calul în halul ăsta. Nu s-ar sta și ție bine un pic să te relaxezi câteva zile împreună cu mine, să ne relaxăm și noi, că destul muncim. Măi, copile, că mă gândesc că eu sunt fericită pe nefericit în realul. Sora mea îmi vine să nebunesc, nu pot. Ea nu știe, n-are nicio treabă. Cum ați putut să mă trădați pe mine în halul ăsta, dar tu? Simplu. Tu nu te gândești că e sora mea? Da, sora mea, am vrut să-ți spun de când i-am văzut. Dar el a venit cu propunerea, el m-a manipulat. El m-a manipulat. Cum te-a manipulat și pe tine? Și, da. Și ce te-ai gândit? Să mă manipulezi și tu? Da, sora mea, nu? Gândit că mi-ar prinde și mie bine o excursie, că m-am saturat. Eu nu știu ce e o plimbare, eu nici prin stațiunile din țară n-am fost. Dar ce vina tu te-ai dus prin toate țările dar din ce vina lumea am asta. Să te răzbun pe mine în felul ăsta, să ai mă venit, tradezi în felul ăsta. Nu m-a răzbunat, ai venit vreodată să zici, ai sora mea, știu cu mine, sau dă-mi-l pe nepoată mi cu mine, nu neapărat să fi mers eu, da? Ai să zis nu fi obraznică că a mai fost trimis de ce noi a fost? Nu, și în tabere, da? Așa, da? Când un motiv să faceți ceea ce ați făcut pentru ce? Pentru 3.000 de euro? Pentru o excursie? Ei, da, așa ne-a dus pe noi capul, domnul Ernest. Câte camere au, mamă? Au peste 10 camere, da? Și până le-a lăsat în stradă. Eu să fiu, aș primi pe altul în casa mea, să-mi strice intimitatea. Nu, l-ai lăsat în stradă, mamă, l-ai lăsat în stradă tu. Tu care ești sufletistă și spați de toată lumea, l-ai lăsat în stradă, sau cum? Că nu înțeleg. Păi, în dreptate, eventual să ne fi primit în unul dintre apartamente, că au și apartamente, dar ce să mai mă duceam să-i cer un 2 milioane, de-abia îmi dădea fix cât îi ceream, adică... De-aia zic că ai tu dreptatea ta. Păi, n-am dreptate? Nu! Că tu... e sânge din sângele nu, meu. Nu, nu pot să mă mai că gândesc. Că de fiecare dată când ai deschis gura, ți-am dat atât. Ce mi-ai dat că scoteai ochii? Vezi, mai e subțire cu banii, că cheltuiți prea mult. Ce face fii tu? Și la banii ce ai grijă ce face așa cu banii? Așa și ce ai fi vrut? Să mă las pe mine, să-ți dau ție? Să te las. Să mai, bă, ai atâtea case. Stați-mă aici, nu plătiți chirie. Tu trădezi sângele tău? Eu? Dar tu ce ai făcut, mă? Și așa l-ai învățat și pe copilul ăsta pe care cum l-am învățat aici în casă? Ai venit mai chema că te fură, că te aia, că nu știu mătușă, ce. Mătușă, hai să explic cum stă treaba. În firma aia nu sunt nici primul care ia bani ca stacă din gură și probabil acum nici ultimul, pentru că cu siguranță distracția unchiului meu nu o să se termine aici. Cu siguranță. Mie îmi pare rău, dar... Cum și dacă oamenii aceștia au bani, automat e o problemă că nu îi împart cu voi? Și trebuie să procedați așa? Bun, de la tine nu am mare așteptări. Ce poți să știi tu la 20 de ani despre viață? Dar de la dumneavoastră. Sunteți sora Mirelei. Să ajungeți să ce? Să o invidiați că da, are? Da, recunosc. O invidiez. Că nu m-a ajutat cum trebuia. Și crezi că o să ajungi undeva? Că am stat o perioadă pe drumuri. Din crezi că o să ajungi bine vreodată făcând ceea ce faci? Nu trebuie mea cum ajung. Ai fost dar ce, tu ai făcut bine, bravo. Ce ai făcut? Mie îmi pare rău, dar asta e situația. Banii fac multe. Atâta am luat ce ni se cuvenea. Da, bani. Atât valorez eu. Atâta valorează atât valorez eu. Și atât valorează relația ei cu sora ei. Da. Mătușă, eu am stat în firma aia atâtea luni de zile. Nu mi-ai dat o haină de la tine, mă, o haină. Câți bani se învârt acolo și cât... Chiar așa de zgârcită? Da, e zgârcită, nu vedeți, eu mă îmbrac de la SH, uitați-vă la ea ce haină are pe ea. Păi și asta ce? O îndreptățește să... Și ce mult să-mi dea și mie niște vechituri de la ea măcar? Ești extraordinar. Ei, sunt extraverală. Ești extraordinar. Da. Am vrut bani, am obținut. Îmi pare rău, mă duș. Mie îmi pare bine. Am fost greșită. Da. Ea mi-a oferit ce nu mi-a oferit niciodată. Îți place ce ai făcut? 2 ani de zile. Eu mai pot aștepta ca soțul să te înșele, da? Că te înjunghe pe la spate propria familie. E un pic cam prea mult, așa. De ce crezi că i-am plătit pe toți? Pentru niște pipițe, chiloțăraie, fantezii, vă stricați pipiția. Du-te, mă, că ai zăpăcit-o pe sorta, mă. Du-te de aici. Cum i-ai băgat în jocul ăsta pe nepotă mea și pe soră mea? Da, a fost doar pentru distracție. Știu de ce am. De ce crezi că i-am plătit pe toți? Că n-am vrut să te pierd. De ce crezi că nu ți-ai primit? Băi, mă, asculți un pic. Știi de ce nu ți-ai primit banii? Eu am bani. Mulți bani. Și da, tu știi. Știu că ai. Da. Se vede că ai. Știi de ce? Că am văzut acum cu atitudinea asta. Drept în suflet mi-a făcut când am înțeles că de fapt n-ai avut nimic și mi-ai confirmat acum că a fost doar un contract pentru tine. Eu chiar m-am îndrăgostit proastă de tine. Și am vrut să te țin aproape de mine. Îți făceam toate plăcerile. Dar când, dacă eu ție-ți dădeam banii, când? Tu plecai și eu rămâneam ca prostul. Plecam, nu plecam, da, nicăieri, ești un mincinos, lasă-mă în pace.
Dacă îți pare bine, știi unde e ușa, uite-o acolo. Că ți-am dat, mă pune să-ți dau banii înapoi. Acolo, da? Așa, amândoi, și... frumos, în casa asta nu mai călcați simt. Și deci, nici nu îmi doresc să mai calc în casa ta. Te rog frumos, ne dai afară, afară, măcar acum. Măcar dacă fii muncit acum. Tu, să o faci tu. Ai găsit un fraier de bărbat care să te țină în puf. Îți place ce ai făcut? Bă, ce am scoat cu voi, mă? Băi, ești prost, mă, la câți bani ți-am dat și îți dădeam și te păceam. Și pe tine, om, la fel. Gata, lasă-ne pentru niște pipițe, chiloțăraie, fantezii, vă stricați căsnicia. Du-te, mă, că ai zăpăcit-o pe sorta, mă. Du-te, du-te de aici. Am fost zgârcită? Nu știu, domnule. Ei au fost familia mea pentru mine. Te mai poți aștepta ca soțul să te înșele, dar să te înjunghe pe la spate propria familie, parcă e un pic cam prea mult, nu-i așa? Mult prea mult. Dar acum cred că știu eu ce am de făcut. Cum ai plecat așa? Ce vrei? Ce vrei? Nu înțeleg. Ce mai vrei? Ce vrei? Să vorbesc cu tine. Ce cum? Să mai vorbești cu mine? Păi stai, mă, mai încet. Ce așa? Da, vreau să vorbesc acum. Cu tine. Da. De okay. Atâta vreme. Ok. Ceartă-mă, hai. Nu era nimic de vorbit? Era de mult de vorbit, dar... Nu știu de ce noi n-am mai comunicat. N-am mai comunicat? Mă înșel de 2 ani. 2 ani. 2 ani de zile. Du-te, dragă, du-te înapoi, du-te la ea, du-te după ea, du-te și fă-i gusturile. Du-te și cumpără-i, du-te și plimbă, du-te în continuare. Nu te înșel. Ce rost mai am eu în viața ta, nu înțeleg. Nu mă înșel? Nu. Doamne, deci tu ai o problemă. Băi, ești o care femeie inteligentă. Care e percepția ta despre lucrul ăsta? Suntem de 15 ani împreună, da? Indiferent, prin bune, prin rele. Mai puțin bune, mai puțin rele. Nu te-am părăsit nicio secundă, nu te-am abandonat nicio secundă, am avut grijă de tine, nu ți-a lipsit nimic și nu am periclitat niciodată căsnicia. Și niciodată n-am vrut și nu m-am gândit la o despărțire sau la un divorț. Mie da? Nu vine să cred. Eu recunosc, uite-te, am greșit. Am greșit, am făcut niște lucruri foarte urâte. Dar uite-te la mine, sunt bărbat și mi-asum faptul că am greșit. Suntem mulți, probabil, care mai călcăm strâmb. Nu știu să-ți explic de ce și nu vreau să te învinovățesc acum. Mă învinovățesc pe mine. Nu știu cum înțelegi tu greșeala, Rareș. Nu știu cum înțelegi tu greșeala. Am greșit. N-a fost o greșeală. Da, am greșit pentru că poate nenumărate. Trebuia să încerc să comunic mai mult cu tine. Nu nenumărate. Și mie de azi, de ieri. Este da. De 2 ani de zile se întâmplă ce se întâmplă. Da, pentru că... Unul la mână. Tu ai băgat-o pe asta în firma, în firma asta. I-ai decartat în continuu bani. Dar nu pot să înțeleg cum i-ai băgat în jocul ăsta pe nepotul meu și pe soră mea. Băi, tu ai greșit aici. Pentru că tu mi l-ai băgat pe gât pe ăsta micu. Cum adică ba, da, mi l-ai băgat pe gât să-l angajez în firmă. Vrei să spun ceva? Dacă ăsta nu era... Am discutat despre asta. Dacă ăsta nu era în firmă, nu afla nimeni nimic niciodată. Păi asta este ideea. Dacă afla cineva sau dacă făceai sau nu făceai cu lucrul ăsta. Nu mă asculți. Tu doar vorbești. Păi nu poți să te asculți. Păi trebuie să mă asculți ca să înțelegi. Că îți fii niște aberații. Nu vreau să înțeleg asta. Ba da. Ba nu. Bă, ce familie ai, mă, că oamenii ăștia ți-au făcut rău. La urma urmei. Văd. Da. Văd. Păi da, dar eu am oare greșit. De ce? Ioane, oare cine? Nu cine mai, a dat mă, startul ascult, la toată dar... situația asta? Bun, eu. Ai ceva de câștigat dacă faci acum cu mușchi așa pe la mine? Zim. Ai văzut ce dar fel de soră ai? Ai văzut câștig, ce fel de câștig te refer? Că nu înțeleg. Păi ai ceva de câștigat că faci tot vorbești, n-asculți niciodată nimic. Da, vezi de ce m-am dus la te părți? Și spun ce am de spus. Păi n-ai spus niciodată nimic. Ce? Care câștig? Dar eu n-am voie să spun ce am de spus, nu înțeleg. Păi încerc să spun de ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat. Ai vrea să te felicit, ai vrea să te felicit, ce să fac? Păi vă că îmi spui tu mie de ce s-a întâmplat, poftim, uite explicații de ce. Păi s-a întâmplat din cauza ta. Da, de ce? Totul s-a întâmplat din cauza ta. Da, așa e. Nu pot să cred că ai făcut o asemenea horă cu toată familia mea. Eu am făcut horă cu familia ta. Din cauza tâmpenii din capul tău. Deci pe scurt, da, te-am înșelat. Dar a fost doar pentru distracție. N-a fost cu sentimente, n-a fost nimic. Pentru că ea mi-a oferit ce nu mi-a oferit niciodată. Și eu am căzut în păcatul ăsta al plăcerii. Recunosc. Dar de aici vreau să spun că ai mai văzut două lucruri foarte urâte. Faptul că nepotă tu și cu soră ta pentru bani te-au vândut. Am și atât am avut de spus. Am constatat pe pielea mea. Iar ca să nu mai lungesc vorba, e următoarea. Pe mine unul nu m-ar avantaja din niciun punct de vedere divorțul, pentru că eu chiar am sentimente pentru tine și eu chiar cred
că s-ar putea repara tot. Pa chiar s-ar putea face mult mai mult ca să nu mai existe tentații de ale mele de a pleca în altă parte. Iar eu îți propun să nu zici nimic acum, ci doar să te gândești că n-ai avea nimic de câștigat dacă tu sau eu am plecat și am rupt totul acum. Avem o vârstă, avem un statut social, poate ar fi bine să ne așezăm măcar să ne gândim un timp și poate să reluăm lucrurile mai frumoase și mai picante. Tu știi bine că eu nu sunt naivă. Nu, tu știi bine. De asta și vorbesc. Că eu m-am așteptat să se întâmple la un moment dat o chestie de genul ăsta. Da, înțeleg. Mi-am asumat faptul că n-am putut să-ți dăruiesc un copil. Și m-am gândit în toți anii ăștia. Dar mi se pare că ai ajuns mult prea departe și într-un mod da, mult prea spus, jos. Doar am greșit. Dacă eu vroiam într-adevăr să-mi întemeiez o familie, păi nu găseam una. Făceam 5-10 copii. Dar asta, faptul că a fost doar o distracție fetișcană asta, da? Demonstrează tocmai chestia asta. Nu mi-am dorit nimic. Eu nu mi-am dorit să divorțez, nu mi-am dorit să te pierd. A fost o distracție și atât. Propun să te gândești foarte bine. La calm, că acum poate nu ești calmă și e normal să fii într-o stare de șoc. Ideea mea este să reluăm totul, să ne păstrăm sentimentele, ba chiar să condimentăm absolut tot și să-mi ofer tot ce mi-a lipsit mie vreodată, ca să nu mai mă gândesc la nimeni altceva niciodată. Doar tu și eu. Gândește-te. Rareș s-a aruncat singur într-o situație penibilă, prin prisma propriilor lui alegeri. S-a lăsat dus de val în relația plină de picanterii cu amanta lui. Aceasta, pusă pe căpătuială, a vrut să-și atingă scopul cu magazinul prin orice mijloace. Pentru că acest lucru nu s-a întâmplat, a profitat de slăbiciunile lui Rareș și l-a trecut prin furcile caudine. Faptul că s-a lăsat șantajat pentru a câștiga tăcerea rudelor, crezând că așa își va salva căsnicia, îl condamnă categoric. Partea bună a lucrurilor, dacă o putem numi așa, este că atât Rareș cât și soția lui, în final, au aflat ce neamuri lipsite de scrupule au. Dar întreaga situație creată a umilit-o pe Mirela. Singura ei vină, dacă putem să o numim așa, este că nu a putut să-i ofere lui Rareș un copil. Bă, am cunoscut-o pe un site din ăsta de dating, de întâlnire, înțeles? Da, da. Am vorbit cu ea un pic pe acolo, Caterinca, și după aia ce crezi? Hai să ne întâlnim. Poți să mă satur să te privesc, deci crede-mă, te-aș privi în continuu. Da, ești un drăguț că spui asta, nu știu. Păi nu, e un adevăr, asta simt. Dacă se îndrăgostește de tine, ce faci după? De cere ăsta în căsătorie, ce faci? Eu cred că mai este cale lungă până acolo. Tu mi-ai povestit mie că ai avut un iubit, nu? Da, am avut un iubit, dar... A fost un coleg de facultate. Am mai avut un elvețian cu care mergeam la munte. Pentru câteva întâlniri, el îmi dădea vreo 35.000. Adică banii veneau destul de ușor, doar din întâlniri, așa. Zici mie ceva, cine e ăsta, dar a venit aici și mă întreabă cine sunt eu. Ești iubitul ei de acum 2 ani? Da. Ăla care a părăsit-o, nu? Poftim?